Cât ai luat cel mai Prefer mult de la UCMR? Să deci, a fost o perioadă cu ha ha, când lucram... Eram brigadă noi, dar am lucrat și eu la vreo patru piese care erau în același timp la radio, top 10 media a, forest. Da, da. Gen Corina ta, Marfă tare, nu mai știu ce mai era. Și am luat 8.000 de roni, cel mai mult în viața mea. 80 de milioane? Da. Ai dat petrecere? Păi da, eram... 2012, 2012 nu 2014. Aveam 20 ceva Dani, îți dai seama pentru mine, banii ăia însemnau mult rău de tot. Fie vorba, în seama și acum. Adică să nu și închipuie lumea. Da, evident, evident. Să nu și evident. închipuie lumea da, că boierul da. stă pe bani. Adică nu. nu, frate, nu. Deci nu. Deci la să noi, ca să înțelegi, la noi o piesă, o piesă de anvergură cu clip ca să și scoată banii. Dacă e clipul mai low dar low, tot top, că nu o facem, cu tot cu promovări, cu tot, 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 trebuie să depășească 6-7 milioane, 8 milioane de vizualizări. Gen doar YouTube. Ca să scoată bani. Ca să scoată bani. Știi? Da, mă, e foarte complicat. Unele sunt mult mai, nici nu, adică noi le facem conștient, știi? Adică sunt piese unde îmi doresc să fac niște clipuri pentru artist, pentru imaginea lui. Și știu că nu o să scoată. Dar știu că îi face bine artistului dacă fac treaba aia. Adică mi se pare mai importantă treaba asta, știi? Eu nu m-am gândit niciodată la bani. grijă cu sponsorii că Băi, nu să e de, de da, joacă. Dumnezeu, sănătate. Asus, rog, mă iubește, e ok. Doamne o să trebuie să zic și niște vorbe despre laptop ăsta, dar o cuvântul meu, dacă nu s-a făcut, deci vorbesc serios, deci zici că este congregație de grași. Zici că e masoneria grașilor la hippie. Grași în față, cu... grași graș în graș spate. În, <laughs> spate. Deci, în timp ce fix înainte să dăm record, ăștia au făcut speedrun, tu nu știi dacă ai observat. Dar le-ai spus să slăbească? Ai mult. Băi, deci regula e următoarea. Buierule, grașii să pricep la două lucruri, boss. Care sunt alea? La mâncare și la diete. ah, da, da. Asta și e da, mai mare expert. Da, da. Și aia cu de luni. Aia e cea mai bună. De luni sau de la 1 ianuarie. Deci asta e la mine cel puțin de luni asta. Dacă ți ajută Dumnezeu și pică 1 ianuarie luni. Pfff. po Pff. direct. Deci este, băi, bă, veniți, baboia și Denis. Nu, îmi pare rău. Veniți și intrați în cadru aici. Da, dacă în cap. Da, sunt foarte curios, dacă să... nu. De fapt, așa eram și noi la vârsta lor de graș. Mă. Între timp ne-am făcut mai grași Sau tu erai, tu erai nu, mai Nu, nu, ai dreptate. nu, era, Eram și mai gras de -atâta. Eu eram cam ca Denis. Ăsta nici nu intră în cadru, Denis. Nu, cam așa eram. La picioare mai mic. De la conformație și că am făcut sport. Dar în rest, kilogramele puternice. De mic. Dar știi că eu n-am fost gras, de fapt. Nu știi povestea grașilor? Am luat o Cari, pastilă. mari? Nu, am luat o pastilă când eram mic și am devenit gras. <laughs> ah, da, 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 La mine la țândărei, legenda urbană și când dădea mai cum mai vitamine când eram a, mic. Aia, păi da, da, mie nu niște, stai așa, mi-au făcut niște injecții cu grăsime animală. Așa mi-au că nu mâncam. Nu mâncam și era nenorocire. Ulei de pește. E... Bă, și uleiul de pește, da. Știi, it's funny că zis pentru că pe da. jumătate, Astea sunt niște chestii care sunt valabile, adică de dai la copilul ei de pește să aibă poftă da, de mă, mâncare. Da, da așa Doar e. Doar că mie mi îmi place cum toate lucrurile astea care au un subtext de asta sau un substrat de asta de o formă de adevăr în ele, cum capăt așa o formă particulară în funcție de strada pe care locuiești. Stai să nu strag microfonul, da. Așa că la e. Mine pe stradă era vorba, dacă ai tras o băieșină la colțul străzii până ai ajuns acasă, umblă vorba că te capătine. Deci cam așa era. Da, da, adevărat Mamă, băierile În repetate discuții Trebuie bă, să zicem că e primul podcast la care apar adică bă, știe, da. Și cred că ultimul Bom, Sunt dreptul onorat Pe de altă parte și în virtutea unei relații personale pe care o avem Exact, și veche Și veche și iar intrăm în zona aia De fapt toți copiii mișto pe mine prin comentarii iar începe gojirea că să știe cu ăsta de mult. De mult. Dar noi chiar, ne nu știm, da. adică... Băi, vreau să spui așa. Povestea cu Rick Ross, la mama aia. De unde știi asta? Mi se pare incredibil. Tu mai ai sunat în pula a, eu ți-am ți foarte zis. bad când mai ai sunat. Nu, no, sunt uh, prăjit. Da. <laughs> da cred așa, că. Unu. Da, ți-o spun, e tare rău. Uh, doi. Cum ai avut prima ta trupă din viața ta cu Macanache când erați niște, nici floși la pulă n aveți? Da. Galbeni ne dădeau. Eram început perioadă, să rătulei. Început să rătulei, exact. Așa. O... Și băi, tu ești un om care are povești, adică... Da, am. am iar un ultima, po una nu știu din dacă poze la care am fost... Ne ce? ajunge podcastul ăsta să le povestim pe toate. Mai facem unul. Mai facem unul. Partea a doua. Întrebăm încă de pe acum. Da. Mai vreți și episodul 2 cu boierul? Da. Bă, da. Bă, stai așa un pic. În spiritul profesionalismului obezilor din spatele camerei. Băi, generalul e strâmb. Să mor dacă vă mint. Baboiași. Cum e strâm? Este masa strâmbă. Care masă e strâmbă? Nu e, mă, e strâmb, uite sus acolo. Și pe asta chiar vreau să o lăsăm. Deci generalul chiar e strâmb. <laughs> Dar ce, mă, nu poți să dai în postproducție un pic mai așa? Terminăm, mă, cu postproducția, mă. Noi de ne-am făcut sistemul ăsta ca să stăm. Uite. Gata. Acum Nu dau seama. Mi se pare mai bine A, așa. Mă, că suntem bine și într-o parte și în altă parte. Pus, noi oricum nu arătăm bine pe cameră niciun eu, nici <laughs> Dacă e o chestie care ne unește în viață, este că pe cameră arătăm ca pula amândoi. Suntem doi grași. Ăsta, ăsta are avantajul că e și înalt față de mine. Come on! Uh, hai să intrăm și în partea serioasă. Intrăm, Bun. în partea cea mai intrăm serioasă. Intrăm unde vrei tu. Să fac bani din muzica în România? Băi, dacă mă întreb pe mine, se fac, dar se și investesc foarte mulți. Dacă nu investești, nu faci bani. Tu ai făcut bani. Eu am făcut, dar a trebuit să investesc. Am 33 de ani, de la 16 am fac muzică și am reușit acum un an, jumate, doi ani. Deci, în contextul în care cu adevărat toată pies. lumea știe de deci, boierul. Da, ca, să, o ca să ne înțelegem. Hitulețele din hitulețe nu faci bani. Că hitulețe am avut. În fiecare an am avut o piesă de 30-40 de milioane. Am mai avut sporadic și la radio. Am mai lucrat la piese care au fost la radio. Piese de succes. Dar să ai un succes, gen cum se întâmplă acum cu noi, cu brigada noastră, atunci încep să faci, știi? Boierul Doar că nu e, nu e la modul nu e cum cred oamenii. Știi? Zici, mama da, a făcut sau îmbogățit ăștia. Nu, e așa. Deci chiar nu e așa. Eu am avut discuția asta cu Bănică Care stă bine pe carapaci. Da. Zic. Da. Și el a zis, grosul averii la mine crezi că e din muzică. Exact. Aia zic. Bă, bă, gicule. Terminăm cu prostile nu știu artiști care să aibă stabilitate deci, financiară stai un pic ca să ne înțelegem scuze-mă că te întrerup uh, artiștii fac bani dar mi se pare normal să facă te artiștii întrerup. fac bani Fac. știi ce zic? Chris Rock uh, are o, un sketch foarte bun într-un special mai vechi de-al lui cu dif diferența dintre uh, avere și bogăție exact și el ce zice bă averea repării, repării de culoare americani sunt ignoranți și au avere, dar n-au bogăție. Exact. N-au bogăție. Aia vreau să spun și eu. Și să știi că e... Nu știu cum să zic. Eu... Chiar dacă nu... Nu știu... N-am realizat chestii foarte mari, să zici gata, m-am realizat pe viață, sunt mai mult realizat sufletește. Bă, știi? Adică pentru mine e mai importantă treaba asta Stai să facem știi? o paranteză Motivul <coughs> pentru care E boeru aici este că e unul din Producătorii mei preferați de la noi din țară Îți mulțumesc. Și tu știi asta că ți-am zis-o Și da. în plan personal de foarte multe ori Și de multe ori mai surprins Și Ce foarte mișto la Boero Este pe lângă faptul că Și-a dezvoltat o Rețetă personală Băi am auzit la artiști de manele trapanele, manele, whatever. Da, na. Am, am auzit la artiști de manele, concurenți, direcți. Hai tăi, concurenți. Că e o concurență și pe piața asta. Mare, mică, Consid e o concurență. Eu nu consider că e o concurență, dar cu mine cel Citez, cuținut. citez. Asta este dintr-un studio. Nu zic de la care studio. Probabil Așa. cel mai mare studio de la noi. Așa. Fă și tu să sune ca la Boeru <laughs> Am înțeles, da. Deci am, deja, auzit și eu. am auzit și eu. Deja e o marcă sound-ul la Boeru Știi care e chestia? Că asta încerc să le explic și copiilor care lucrează și care vin din Valonou, care unii dintre ei sunt foarte talentați. Treaba asta cu personalitatea muzică, ți-o capeți după niște ani. Că, cum vorbeam și noi, niște sample de pe Splice, să le pui acolo să faci un negativ, nu e greu și sună și bine. Adică sunt unele care sună foarte bine. De ce să ne Mai înveți pe noi? un pic de mixing, așa te uiți la 3-4. Da, da să dai, dai play la un instrumental, să știi că e făcut de Vasile, E greu. Băi, foarte știi? greu să Ceea ce la mine se întâmplă. Și nu se întâmplă de acum. Se întâmplă de, adică, știi? Asta e o discuție. și mai sunt. Sunt o grămadă de producători tari la, la noi. Asta e o discuție pe care am avut-o și înainte să începem. Când stăteam aici în birou și mai vorbeam un pic. Ne arătam piese unul altuia. Da. Așa, că avem boala asta. Și tu ai punctat o chestie foarte tare și ai zis Bă, vorbeam de nu știu ce producător de pe la Sig Music, Denis îmi spusese de Apropo, inclusiv Denis, un producător foarte bun. Da, da. El a făcut un Exile la lunane care e una dintre piesele mele preferate. Face ideea în băiat ăsta de rupe, până la -ar, arăt după ce terminam podcastul, proiecte de base house de la el. Tare. Adică eu am vorbit de Denis de multe ori în podcast. Aici, exposure în numele lui de artist. Tare. Denis e tare, până mea. E printre artiștii mei preferați din Valul Nou, dacă nu artistul meu preferat. Și Efanic a venit și la Happy Fish, lucrăm împreună acum. Ne-am făcut o regulă aici, vinerea, fiind o zi mai liberă, după amiază a venit și stăm, face muzică, unul într-o cameră, unu într-o cameră și Hai. are Denis vorba. Se produce puternic azi. Asta cu puternic o avem și noi. Așa. Și tu ai zis o chestie, bă, dacă să stea să muncească atâta dampulea și <coughs> să facă drag and drop de pe splice și asta, nu mai bine ar sta să asculte muzică? Exact. Pentru că ascultând muzică și muzică bună și hituri, hit, eu sunt de părere că un hit, fie că e muzică underground, fie că e comercial, fie că e pop, tot hit e când ajunge la oameni. Devine hit fără să vrea. Înțelegi o piesă. Aduc și cele mai mari hituri, din Așa. punctul meu de vedere, au fost piesele care n-au semănat cu nimic. Piesele foarte speciale. Îți dau Alce un exemplu. Alcevauri. ori. Îți dau exemplu perfect, care a ajuns și hit în urma unei viralități de asta de YouTube tâmpită. Bauer Harlem Shake. Exact. Bă, eu când am auzit Bauer Harlem Shake prima dată, m-a spart. Și uite, Bauer, Bauer Harlem Shake e una, dar sunt piese care dau un întreg trend. Major Laser cu DJ Snake Linon. Da. Piesa aia a muzica. Da, dar. Și acum e discuția în care, știi, că avem păreri divergente. Care sunt inerente, de altfel. Pe păi mă enervează că, din cauză că oamenii de la noi n-ascultă muzică. Și sunt oameni care fac muzică și n-ascultă muzică. Da. N-au repere. N-au niște repere foarte clare. Și mă scoate din minți chestia asta. Ei au luat doar chestia de suprafață de la Linon și de la Major Laser. și ce au înțeles este gata mă, avem liber la manele. Da, știu ce spui, dar nu despre aia e vorba. Nu, normal că nu despre aia e vorba. Dar în dreptate, a fost un întreg curent ai. ăsta de s-a luat mumbatonul ăla da, da. dance, ul ăla. La noi reghetonul e considerat Regheton. manea. Și nu are nicio legătură, nu e nicio manea, știi? Nici manele, din punctul meu de vedere, manele nu mai sunt manele. Ce facem noi, stilul ăsta, nu că nu-mi plac manelele, mie mi îmi plac manelele, ca să ne înțelegem, dar eu nu consider că e manea. Pentru că eu nu am făcut asta. Înțelegi? Adică eu nu știu să folosesc tonuri de manele, noi nu știm să facem linii de manele, sunt Aia care, la, care, sună manelele de balansuri, de te cași pe tine la propriu, adică dansează discoteca, deci rup umerii, șoldurile, știi ce zic? La noi... Care ți se o... pare cel mai bun songwriter de manele de la noi? Mare atenție! Păi stai un pic, songwriter care scrie, da. nu producer. Songwriter care scrie, care scrie. balansuri, lasă pe producerii. Produsori sunt mulți. Păi nu mai știu spartă. cum îl cheamă. E un ceva de la Focșani, Marius de la Focșani, ceva îl cheamă. Mi se pare că scrie foarte bine. Deci e un nume mic? Da. Și e din Focșani. Exact, dar nu știu care. Și cred că Marius de la Focșani îl cheamă. Mă sparge cum scrie liniile, cum versurile, cel puțin pentru manele. Știi? Da. Bă, aia e o zonă pe care repet, și am spus asta și în podcastul cu cu Teo. N-am explorat-o pentru că nu mi-a trezit interesul, pentru că da, vin din exact, cu totul o altă exact. treabă. Pe păi de altă parte, am niște am niște momente în care dau și interacționez cu artiști din zona asta și văd ei cam cât de corect și true se raportează la ceea ce fac și la actul lor artistic. Care da, sare peste mine, <gânt> da, e partea de Privești fix, da, am înțeles ce zici. Păi și au o etică de-asta artistică și cum pare foarte ciudat că pun atât de prețios într-o propoziție cum se raportează artistul de manele la ce cântă. Dar o etică de-asta art artistică pe care că, inclusiv la underground la mulți să... artiști din underground de la noi n-am văzut-o. Da, da la, la ei e treaba asta naturală. Nu se gândește nimeni băi trebuie să facem așa, că așa trebuie să facem. Nu. E naturală treaba asta la ei. Din ce am observat eu stăteam și mă uitam strict legat de o chestie de compoziție nici măcar nu e un artist ăsta de manele mare e un băiat care cântă pe la anunț pe la nu știu ce și mai scoate el câte o piesă la mine la țăndărei și l-am întrebat la un moment dat, bă dar tu de ce ai făcut chestia asta aici, adică care e treaba pentru că chiar din punct de vedere compozițional chiar făcuți o șmecherie cu niște e. intervale micșorate cu un fel de ritornelă de ritmuri compuse, adică muzical, da. strict ca teorie muzicală, era foarte complex ce făcuse acolo. Da. Și am zis, de ce ai făcut chestia asta? Liniște în spate. De ce așa ai făcut chestia venit, natural. Și a zis, păi dacă așa trebuie? Da, păi zic, dar exact. cine a zis că așa Pe trebuie? Păi, e bine. Cum da. să nu faci dacă așa e bine? Nu știa să mă explice. Păi nu, că nu are ce să-ți explice. E, ți-am zis, la e naturală treaba asta, știi? Mie ce mi se pare ciudat că tot vorbim de na, de treaba asta, la ce se întâmplă acum în jurul meu, că oamenii acum au descoperit de fapt, pe mine. Ei nu știu trecutul meu, ce am făcut eu, ce piese am produs, că eu de fapt am făcut toată viața mea cu totul altceva. Știi? Am colaborat, fii atent, am făcut o piesă, nu vreau să dau nume, mai arâmbi, cu o fată de la mine de la studio. Zimă! Și am, nu și am trimis unui artist să facem un fit. Piesa Trapa Râmbi. Și cumva am primit un feedback. Mamă, ne așteptam să fie ceva, balans, umăr, știi? Și m-a văzut de sus. Zic, da, mă, o facem, nu-i problemă. Zic, dar noi, eu fac și de-astea, știi? La Băi, modul ăla. Eu pe tine când te-am cunoscut, tu produceai cu totul altceva față de ce produci acum. Și acum produc. Ai, aveai tot așa sound-ul tău particular, adică îmi dădeam seama când lucram la radio la Pro FM și veneau piese pe bandă de la tot felul de fete sau băieți, tinere talente bătând la porțile afirmării, eu dădeam seama clar care sunt produse de tine și care. Da. Și era o perioadă în care ascultam atât de mult mainstream de asta sau mă rog, muzica era mainstream, nu toate au ajuns hituri, nu toate au ajuns Evident. cunoscute, dar lucrând la radio îți dai seama că ascultam tone de muzică românească. Și îmi dădeam seama, fiecare avea manierismele lui. Îmi dădeam seama care e demoga, îmi dădeam seama care e ha, da. îmi dădeam seama ce vine de la tine. Ceea ce mi se pare pf, absolut senzațional. Ți-ai pus alarmă. Mi-am pus alarmă, da, trebuie să Să te mă hidratezi. Da. Așa e, nu? Da. De unde știi? Băi. da. da. Toți grașii așa e. sunt uniți telepatic între ei din lume. Pentru toți oamenii fiți, să știți că toți grașii au o conexiune mentală. Așa. Da. Și tu ai făcut multă mm. vreme eu de prin 2011. Oh, cred. Eu am început cu hip hop -ul. De mic. Cum ziceai, cu macanache. Bine, a fost mai mult o joacă așa. M-am mutat de la școala mea generală la altă școală. Și acolo eu na, am crescut în Berceni, mai la periferie. Unde și rămas? Unde am și rămas, că na, sunt la mine în cartier. Și am crescut cu manele până pe la 13-14 ani, numai, na, asta era anturajul acolo, știi? Și când m-am mutat la școala asta, am dat de altfel de băieți, aveau o trupă, aveau, dumne, hai, m-am, te împrietenești, că dacă ești... Și m-am prietenit cu niște băieți, m-au luat cu ei la un concert, la Twice, dacă mai știi Twice. Normal. Erau toți băieții acolo, făceau freestyle, connector, arsură, mulți de tot. Mamă, eram șocat, zic, mamă, ce tare, Descoperiți se deci, alea... battle alea, frate, de pe scenă, bam, bam, bang, bang, bang intră ăla, cânta ăla, cânta ăla, cine vroia acolo în club. Și mi s-a părut altă lume, mi-a plăcut, știi? Și m-am luat în trupa asta a lor, unde era și Macanache. Dar eu nu, nu cântam pe atunci. Atunci am început ușor, ușor cu ei, cu repu. Ne-am făcut niște piese. Am ajuns la un moment dat, am cântat la balul liceului în clasa noua. Dar asta a fost o joacă de copii, îți dai seama, că și Macanache, mai râd cu el și acum, băi, mai știi când aveam trupă? <laughs> știi? Am avut, eu consider că am fost și norocos. Pentru că, cum am apucat serios de muzică, l-am cunoscut pe Baxter care, Baxter, eu consider un fel de mentorul meu. Stătea la vreo două stații de mine, mi-am făcut anturași la studio, prin el i-am cunoscut pe toți. Și imediat, adică, la diferență de un an de când m-am apucat cu adevărat de muzică și am început să învăț programele, să fac instrumentale, să încerc, știi? Lucram pe sampler de la, mai știi? Mm. La așa, cai? Normal. Cu discheta mare? Ăla. Am avut și de la, uh, am avut olandez 760. Normal. Erai mai upgrade. Eu n Bă, era... Deci la Roland s 760 marea jmecherie este că avea un port vegea în spate și puteai să vezi waveform-ul pe care le Da, tată. Îl băgai la monitor? Băgai la monitor și vedeai waveform-ul pe care le editai. Wow, tare. Mi-am luat S760 că am văzut eu nu știu ce reportaj pe MTV la Chemical Brothers în studio și aveau S760. Tare. Am mi-a unit la maică mea ce m am luat 10 pe linie un an de zile. <laughs> da. Și l-am cunoscut la un moment dat, da, ne făcut în brigadă acolo la studio, lucram un album pentru, cu ei am început, înainte de Baxter, delicvenții. Mai știi delicvenții? Aoleu. Tony da. cu Morano și atât erau să în trupă. Și au făcut o piesă cu Baxter, l-am cunoscut pe Baxter, Maximilian stătea vis-a-vis -vis de studioul meu în perioada aia, acolo stătea în chirie. și într-o seară a venit Puia la studio să tragă ceva pentru Baxter sau pentru Cabron. Venise și Cabron în perioada aia. Păi și cu Puia, spun sincer, am avut o chimie când trăgeam cu el, când lucram cu el și ne-am combinat studiourile, știi? Și mi-am făcut studio cu Puia. Și atunci... Cum a fost? A Eu sunt A început nebunia. Tău. Eu sunt avocatul tău, văzând cât de mult muncești, cam de prin 2011 și am tot zis, bă, da. boierul, vedeți că boerul face foarte mult. Și de fiecare dată, repet, când auzeam ceva care avea un jonese cu așa, era un pic diferit, clar venea de la tine. Și vreau să-ți mai spun ceva. Și Sedric tot așa stătea lângă mine, de acolo de la mine, din cartier, știi că era nu neapărat că aveau bif între ei, dar underground-ul cu comercial, practic la familia Bugimafia, Mafia erau rep comercial. Cedric, CTC-ul erau rep underground, știi? La mine la studiu s-au unit. Au început să facă piese între ei, Puia cu Cedric, Doc cu Puia. Eu am făcut și primul All Star din România. Nu știu dacă mai știu la DJ Gras All Star. Da, 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 da. Gras bagă bas, bito ăsta e căldură pură cu Doc, cu Cedric, cu Puia, cu Sișu, Știi? Și acolo a fost treaba asta. În ce mai? an s-a întâmplat asta? 2007, cred că, 2006. Și pe Sișu știi cum l-am cunoscut? La vorbitor. Am fost cu puia la vorbitor tot așa, am avut o mega chimie cu el. Dom'le, uite, am scris, fii atent. Nu cred că ești, fii atent. Primul album la Vacanță în Mexic, ca și ziceam noi la studio Micu Mexic. Și am vorbit cu el, dom'le, pregătește-mă. Deci până a ieșit el din pușcărie, nu știu cât a mai durat, șase luni, 8 luni, eu am pregătit albumul. Și când a venit, a tras direct. Bang! Și l-am scos repede. Ce tare! Da. La câtă vreme a scos albumul după ce a ieșit din pușcărie? Rapid. Foarte rapid. A vrut... Era pregătit. A vrut să capitalizeze momentul. Că... <laughs> da, nu știu, că nu ne gândeam pe vremea aia la mari management. Bă, <laughs> Și Static, fii atent, Static e foarte Tudor, important. Tudor, Tudor are o nu, componentă Tudor pragmatică e... foarte E alt, 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 alt nivel. <laughs> da, nu e... e... Îl duce capul. Dar fii atent, că ce vreau să-ți povestesc? Eu eram cu repu. Dar mie îmi plăcea muzica. Adică nu eram de ăsta care să nu ascult și da. alte... Ai văzut că de obicei ăștia care ascultă rep și sunt tripas pe rep, nu mai rep, nu mai ascultă Haide, nimic Și Eu trei chestii, alea sunt literă de -am, și eu, scot ochii știi, știi, toată viața Eu cât cu ele. eram mic până să... În clasa 8 -a, să mă cunosc cu băieții ăștia de unde am început, eu eram cu manele, cu snap, cu alte treburi, știi ce zic? Și, na, mie îmi plăcea muzica, îmi plăcea să experimentez, deși intrase în curep, un cu rapper. Și când am început concertele cu Puia, la undeva în Balcan, eu am mers cu el în concerte, îl dublam. Stai un pic. Deși ai o piesă care e produsă de George Hora. George Hora. Albumul ăla e produs de mine 80% din el. George Hora a produs undeva în Balcan și încă vreo două sau trei piese de pe albumul ăla. sunt produse de mine și de puia la studio. Sus, pe bargen, e făcută de mine și mai multe piese. Sus pe bar <coughs> e puia cu Alex Vele. Nu. Prima variantă de pe românisme 1 a fost puia singur. Așa. Care tot de mine produsă și pe românisme 2 am făcut un remix cu Alex Velea. Așa, mă. La piesă. Dar aici voiam să ajung. Să vezi cum am Stai făcut sus pe bar. Paranteză la puia. Să-i dat Dumnezeu sănătate. Eu când am auzit sus pe bar, aveam în cap eu un remix. <coughs> Dar la multă vreme, adică eu prin 2013-2014, Aveam încă să fac un remix. Și îl sunt pe și zic bă, dă-și de la aia, te rog eu mult că vreau să... Și ăsta, păi nu mai am încățești nicio capel. Păi și cum facem? Deci unde stai? Acolo. Ai studio acasă? Am. Hai că vin și trag din nou. Și-a venit și mi-a tras din nou ca să fac remix și remixul meu, ăla pe care îl pun eu pe la giguri și pe la astea, pe care nu l-am scos că i-am și zis, vezi că pe nu-l scot. Vreau să-l fac strict să-l pun eu pe la petreceri ăla n-are la original. A venit puia și a tras din nou că nu tari, mai era original. Tare, era la mine, da. Nu, a uitat. <laughs> uh, și în perioada 2009, când am început succesul cu puia, de mergeam cu el la concerte, tot cu rap eram pa, pa facem rep, rupem, pa, 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 Și nu, îmi dădeam seama că ce scoteam nu erau atât de hype, știi? Între timp s-a făcut și studioul Haha Production. Așa. Cu Smiley, cu Baxter. Na, Baxter fiind cu mine, haide și tu, ne-am prietenit toți. Repet, mm. și am mai zis de el. La Ha l-am cunoscut pe băiatul ăla pe Cell Block. foarte talentat. Foarte bun. Da, tare rău. Foarte, foarte bun. Da. Nu mai Fratele tara. meu, da? da, e în Olanda. Fii atent. Și acum zic, bă, ajungeam la concerte și vedem ce muzică ascultă oamenii. În club, cum erau, zic, bă, pierd ceva. Zic, unde pierde eu? Și fii atent cum am făcut sus pe bar, că asta e foarte important. Nu sunau piese, nu îți dai seama dacă nu știam despre ce vorba, eu nu ieșisem din studio. Adică nu eram concentrat pe treaba asta. Atunci am început să-mi dau seama că de fapt ce îți place să faci? Îți place repu cel mai mult sau îți place muzica și vrei să fii un producător cu adevărat, știi? Și zic, băi, eu îmi doresc să fiu producător, fără să mă gândesc. Și mi-am luat pe un CD un bas de la do până la do de sus. Și la probe, în patru cluburi, dar am avut în weekendul ăla, îmi probam basul ăla să văd unde sună cel mai bine tonul, tonalitatea. Și unde sună cel mai bine tonalitatea, cu basul ăla am făcut sus pe bar. Nice. Îl zic eu și -a, și a și, și funcționat. La mi. La mi, da. Puteți, Remy, acum papă. zic eu, puteți mă sub da, pe mine da. să zic. Da, nu-ți dai seama că eram, aveam, ce aveam, 19 ani, 20 de ani, eram copil. <coughs> Și de acolo a plecat nebunia. Bă, eu lupuia, îi mulțumesc foarte mult, că a avut încredere. mi ți dai seama, hai mă, hai, mergi cu mine în concerte. Zic, hai mă, că merg, știi? Adică bă, așa a fost, la modul ăla. Pic. Puia era star național. A doua oară. Da, da. A tre nu, a treia oară. Aia cu undeva în Balcan e al treilea val de popularitate da. huge și mie, cel mai mare al mi Mie mi se pare cea mai mare piesă printre cele mai mari piese din România. Piesa aia a fost atât de mare, și explic de ce, că eu am, am fructificat momentul ăla și după o perioadă mi-am dat seama de ce a prins atât de tare piesa aia în halul ăla. Dacă ți-aduce aminte, în perioada era o perioadă când la noi pe radio și peste tot se asculta numai house, numai 128 ăla. Popcornul Efectiv, nu. Era aceeași piesă de la cap la coadă, de la 12 până la 12 noaptea pe radio cânta aceeași piesă. Conectorul a călărit valul de la de dracul luat. Rău de tot. Foarte bine a făcut. Asta și a, și a apărut o a doua piesă, pe lângă piesa aia de 128, undeva în Balcani. Deci oamenii nu aveau altă opțiune. Aveau house ăla în limba engleză și undeva în Balcani. Care era Păi avea și flavorul la local, avea și flavorul la etnic. cântau oamenii vers cu vers, strofă cu strofă, deci nu cred că înțelegi. Eram vremuri. Îți zic altă chestie. DJ Wicked, Dani, da. care este elevul lui Planet aici. Da, păi da, DJ-ul la familie a mers cu noi, mergeam toți împreună. De fapt, eu am mers cu ei, că ei mergeau de înainte. E și o ipocrizie de asta a oamenilor care ascultă underground și se simte foarte speciali. Ascultul, asta spune multe despre mine. Buieru în cocară. Ok, bine. Uh, știi discuțiile astea interminabile. În da. continuare, încă mai există. Mie nu -mi vine să cred în 2022. Ce vrei? Uh, Ajungem și la discuția aia. Wicked, primul om care a pus un pick-up în mână a fost Paul Pleneteci. Da, pe ei sunt de la. Ei și clujen, clujen, da, clujen, da. da. Și după aia Wicked, cum zice Dox, a luat el pick la merbelici, a făcut, bă, și e acum a face tare, niște scratch E, tare, e da. extraordinar de tare. Da, e tare, e de mult. De și de el acu... fiind cu puia la un moment dat, Paul s-a apucat să, să facă niște remixuri de astea dubstep, planetage. Înainte să ne apucăm noi să avem gojira și plenete aici. Și a făcut un remix extraordinar de bun la Inahat Hat. Dubstep, bine de tot e remixul ăla. A făcut unul la Roa, ne place. Extraordinar a făcut unul la Vița de vie Varză care este i-a plăcutat de multul Despot că acum varianta live pe care o cul e Vița aia. de vie e după remixul ăla Tare. Mega tare, da. Dea Dumnezeu sănătate și lui Despot. la mine au fost niște oameni, cum ai zis tu la tine, a fost puia, la mine au fost din zona asta alternativă, da. niște oameni cheie, a fost DJ Vasile, Gianchiar, care m-a încurajat junkie. foarte mult. Tare. A fost un vocal de la Șuie Paparude și actualul vocal de la Roa. Artan. Mamă, ce tare. E. Și Gian chiar e Apropo, de. Apropo, se clar. face podcast cu Artan. Foarte tare. Mamă, ăla o să fie, ăla da. o să fie cel mai de suflet podcastul <laughs> meu. Da. Nu? Apropo de oameni care mi-au și dat direcție artistică în viață. Tare. Și alt om a fost despot. Care într-un moment de ăsta, eram eu mai jos așa, nu știu, nu mă pierd mă pierdusem un pic, aveam drive dar mi se părea că nu duce nicăieri ce fac. Uh, am avut o discuție de asta foarte hard-to-hard, hard în bucătărie, la Cluj, la plenete aici acasă cu despăt. Și mi-a zis, Bă, vezi că nu e chiar așa. Adică trebuie să-i dai înainte. Tare. Fiind pe zona de muzică pe care ești, n-ai nicio șansă decât să fii ciocan, care bate regulat. Nu o să bate tot timpul la fel de tare. Evident, da? Așa se întâmplă mereu. Trebuie să fie o menghină care strânge mai tare sau mai încet, dar trebuie să strângă tot timpul. Da, dar să știi că și asta cu succesul ține doar de tine. Eu mi-am dat seama și am, am trei multe chestii și dacă vrei să țină mai mult, ține mai mult. Dacă vrei să iei tot hype-ul într-o secundă și să se termine în două luni, se termină și în două luni. Ah, hai, Știi ce duce? zic? Adică e la modul ăla. Vrei să te consumi repede, te consumi repede. Vrei să te consumi mai greu, te consum mai greu. O să pară foarte ingrat zic acum. Uh, aproximativ discuții are un hype pentru care sunt ultra recunoscător. Dar motivul pentru care nu prea răspund la mesaje legate de aproximativ discuții sau astea este că știu că hype-ul ăsta o să ducă. Nimic nu ține la nesfârșit. Da, normal. Știi? Da, normal. Așa e și cu piesele, știi? Când uh, cu stilurile vine unul cu un stil nou. Cum a fost, îți dau exemplu de la House. Da? da? A venit primul din perioada aia, a fost David DJ. Da. El a dat trendul ăsta. Știm cu toții. Au făcut toți. Au scos un catralion de piese, în doi ani a dispărut. Știi? Afară, a fost Trebuie David să Exact. Că... care a ținut mai mult. Și țin în Dar știi continuare. de ce? Exact. Dar știi de ce? Asta e și regula mea. Nu vreau să fac foarte multă muzică, că mă consum eu. Ca producător. Și producțiile mele, dacă se consumă, Bă, și mai halește lumea. Eram cu Maticiuc la Timeshift A fost un festival care a fost cam fail, așa, în București, la Romexpo. Ok. Și într-o seară headliner, a fost Snake, ne-a spart. Wow. Și în altă seară, cred că sâmbătă, a fost David Geta. Și la David Geta îți dai seama că te duci, că e David Geta, dar nu că îți place neapărat. Snake e preferatul meu. Și la mine, la fel, în continuare, este de Goat. Și mai sunt doi dj nu vine acum numele, ăia de o piesă aia cu coffee shop. Așa, mai ia tribal. microfonul în gură. Mai tribal, tot trebuie să-i știi. Exact, ăia doi mă distrug. Tenis mă distrug și... Zi încă o dată la microfon. Ce să zic? Care? Rai Marțianu Rai și Rai cu... și cu... Cum îl cheamă? În fine. Da. Sunt aia. ei, back-to-back, back, foarte tari. Dar mai pe tribal. Mai pe balans. Mai pe românește. Da, 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 da. da. Nu prea sunt eu în zona aia. Dar, da. repet, David Gheta. Era David Gheta și m-a întrebat, bă, mergem că David Gheta, hai bă, gojură, ce dracu? Trebuie să stăm... Sub totuși e David Guetta. Zic, Brandu. da, bă, ai, 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 și tu dreptate. Brandul. Și intră David Gheta mâncați aia și, începe să pună muzică. Bă, și după vreo 10 minute, ne fiind cel mai mare fan, m-a luat o stare de bine. Vorbesc foarte serios. Și după 45 de minute, mi-am dat seama că ăsta băga hit după hit. Numai hituri, toate ale lui Boss. Da. Bă, era incredibil. După care, după o oră, a făcut un shift total și a băgat un fel de Chicago House ultra underground și darcă, dar foarte mișto, Adică, bă, și avea sens perfect Chicago House-ul ăla, care nu știu cum dracu, numai David Gheta, poate să pună de la și să placă la atât de multă lume că avea o mare de oameni în față, bă, și avea sens perfect după hiturile, după care a mai revenit la hituri, mai... dar a avut vreo un rant personal de-al lui de vreo jumătate de oră, numai de Chicago House-uri de alea, de ți să nu adășea azamul dacă îi dai drumul, dar nu recunoști nimic, parte și după plăci și ți -am dat, îți dai seama că e mega legit. Și asta e un motiv pentru care... Și îți dai seama dacă ție ți-a plăcut care ești DJ. Da, 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 da. Probabil oamenii erau în delir. Da, mă, eu am înnebunit! Am înnebunit! Și mi-am dat seama cât de legit de David Gheta. Și știu că sunt foarte multe filmări cu astea cu David Gheta, cu Stic, cu uitat Aaaa. și când se uită el în gol și mai știu eu ce. Dar, dar, eu l-am prins pe... Toți David... avem haterii noștri. Normal. Dar l-am prins pe David Gheta punând muzică stricat tehnică de DJ și cu screciuri și cu tot felul de treceri și de -astea, cu niște subtilități de-astea de, de mixat, o pe care numai după o viață de pus muzică poți să le știi și poți să le ai. De asta îmi place Fatboy Slim. Dacă îl prinzi pe Fatboy Slim, are momente în care nici nu pune pe bătaie. Pentru că e fucking Fatboy Slim și nu mai are nevoie. Faptul că el nu mai pune muzică cum pun ceilalți DJ e un statement din partea lui. E o durere în pulă de asta, pe care nu m-a Slim după câte gremiuri și câte discuri de platină a avut, poate să o facă și lumea, pe lume să nu intereseze. Pare. E și nivelul ăsta. Da. Păi de cealaltă parte, ai nivelul la care DJ Snake. Snake mă distruge, mi se pare corect. tehnic, dacă îl prinzi, bă, este impecabil. Da, nu. E, alt, e cu totul altceva. <laughs> Și ducându-te și mai departe, îl ai pe Skrillex, care este o inovație totală tot da, timpul. Da. Cel puțin la nivel de DJ set. Bă, ăla învârte tot. Și Swedish House Mafia. Da, mă, da, acolo The ai The Titan. Da, revenirea este... m spart asta ultima cu Sting. M-a distrus. Da. Revin la Amintirile mele și la povestea mea. Uh... Stai un pic, înainte să revii. Zic. Ai zis o chestie și nu vreau să o pierd. Zic. Pentru că e foarte importantă. Ai spus să fac bani din muzică, dar trebuie să și investești. Evident. La Evident. La tine personal, care e proporția? cât la sută, câți bani ai făcut? Bă, din sincer, muzică? da. Cred că 70-30. 70 investiție, 30 rămân în casă. Care și ea se reinvestesc în ceva la un moment dat. Păi și atunci vine întrebarea normală. Bine dar din ce trăiești? E, din ce trăiești? Îți dai seama că îți rămân și ție bani, adică nu e vorba că nu îți rămân, dar să investești foarte mulți bani. Ca să ții nivelul. Pentru că cum funcționează treburile? Scoți 5 piese. Da? Din astea cinci piese ai niște investiții. În clipuri, în promovările pieselor, în piese, în mix, în master, tu știi treaba asta. Fii atent. Cât se să duce marketing din bugetul ăsta? Că ai zis în promovare. Cât la sută? Cât la sută? Cam 20, 15-20 Deci la dacă se un clip e 5.000, da. 1.000 să bagă în promovare. Cel puțin. Îți explic și treaba cu promovarea, că ți le iau părând. Și puteți să țineți minte. <laughs> uh, 5 piese. După aia ți le iau părând. Din astea 5 piese avem una care nu și-a scos banii, mai avem alta care nu și-a scos banii, avem una care se pe zero, să zicem, avem una care rupe tot, dă, și scoate banii pe toate astea și încă atâtea și după aia mai avem una care iar să zicem că e pe plus 10%. La Vorbim de 5 piese ale acelui așa artist? Ale acelui așa artist. Vorbim de un artist. Nu vorbim de un întreg label, că acolo e jale. Adică din 20 de piese ai trei care produc foarte mult și din alea trebuie să acoperi și pentru ăla, și pentru ăla, și pentru ăla, că nu ai cum să faci diferențe. Știi ce zic? Mai ales când te respecti. Adică cel puțin la mine. La mine nu se ține cont. Toți trebuie să arate frumos, Trebuie să aibă clipuri mișto, piese bune. Adică așa mi se pare mie normal. De nu aia... discriminezi absolut nu. deloc. Absolut. Dar de aia, direct... de aia nici nu am mulți artiști. Adică ăștia pe care am cu ăștia de filez și nici nu mai vreau alții. N-aș avea timp să mă ocup de toți în primul rând. Și nici nu-mi place să fac pe repede înainte. Fiată. La noi sunt piese, de exemplu la Teo, am o piesă de anul trecut pe care o să o lansăm în vara asta. Adică la, la noi așa funcționează treburile. Sau sunt, da, există și cazul, Am făcut o piesă săptămâna asta să hai să în haipuiți, ai să-i facem clip să-i dăm drum. Dar sunt și cazuri de genul ăla. Și dintr-o piesă ai promovare, care e foarte importantă. Eu știu cum fac o cu promovare? Am o piesă, o lansez. Bag, îți dau un exemplu, 100 de roni în promovare. Dacă piesa nu funcționează, nu mai bag, pentru că înseamnă că piesa e proastă și nu are rost să mai bagi. Poți să bagi toți banii din lume. Dacă publicul nu o place, nu ai ce să-i faci. Dacă piesa funcționează, mai paci, ca să ajungă și la restul de oameni la care n-a ajuns piesa. Deci zici că bați un cal mor dacă pușești o piesă care n-a prins din cap. Evident. Nou. Sunt bani pierduți. Și n-ai de ce. Eu am, adică, mi-am dat seama că la, o, la un hit mare cu adevărat. Nu contează cine îl cântă, cum îl cântă și de ce îl cântă, sau numele, sau brandul, sau canalul de YouTube. Dacă e ăla. Funcționează. Dăm exemplu de hit mare românesc venit de niciunde. Uh... Care te a aspar și care nu are nicio legătură cu tine. Stai să mă gândesc. Că undeva în Balcan, spre exemplu, care a nu, fost nu, un mare e puia. Hit. Eu pot să-ți dau exemplu de la mine. Așa. Că altul nu vine că nu am... Uite, am făcut o piesă pentru un DJ, un prieten al meu bun, DJ Z. Ai auzit de el? Da, 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 Știu oamenii de el că e pe internet. Am făcut o piesă... Nu era, adică, mega brand ceva să zici... Nu. Îl știau oamenii că, na, mai pune muzică în cluburi. Am făcut o piesă și a spart. Are 50 de milioane de vizualizări. Fără promovare, fără absolut nimic. Acum ne ducem și într-o trivializare de asta foarte, care e deranjantă, dar e deranjantă pentru noi că suntem de școală veche. Am o să vorbim despre muzică ca despre content. Nu, eu nu vorbesc așa despre muzică ca despre Tocmai ai adus indicele cantitativ în discuție. Adică bani 50 de milioane. A, păi da, la asta te refer când are succes o piesă. Nu mai e ca înainte. Am vândut și înainte era la fel. Câte CD-uri? Păi am vândut 10.000 de CD-uri. Tot despre cantitate vorbei. Sau tot despre un număr de oameni care ascultau piesa. Înțelegi? Băi, eu... La asta se refer succesul în ziua de azi. Pentru că YouTube-ul, știi ce e YouTube-ul? De fapt, ăsta nou? cum era înainte, frate, de oamenii nu aveau acces la nimic și ascultau piesa în mașină, real. E succesul real pe YouTube. Pe YouTube când a spart o piesă și are hype, înseamnă că a ajuns la oamenii, oamenii o plac și o ascultă. Piesele pe care le auzi, din punctul meu de vedere, pe care le auzi la radio, la televizor, la... Nu trebuie să fie hituri neapărat. Trebuie să coincidă cu playlist-ul sau... Știi? Băi, eu zic acum o chestie adică sunt piese, ca, sunt piese care sunt la radio și ți-au artistul și ți-l duc pe stradă. Dacă îl știe cineva, eu îi pup picioarele. Păcând pe internet nu e așa. Înțelegi? Pe internet dacă ai succes, ai. Dacă nu ai succes, nu poate să vină nimeni să te bage în ceva să îți cânte piesa. Înțelegi? Legat de cum să alcătuiesc playlisturile de radio eu tu știi zi... mai bine aici, că na, ești om de radio, eu n-am cochetat cu treaba asta. Nu mai sunt. Dar mă nu mai știa, ai, la fost, niște... ai, fost. Mă duceam la tot felul de întâlniri de-astea și conferințe de-astea muzicale. Și am fost la una, acum vreo patru ani, în care s-a vorbit și despre rațiunea, rațiunile alcăturii unui playlist de radio. Și rațiunile alcăturii unui playlist de radio comercial. Și cea mai îngrată chestie care s-a spus, dacă care s-a verificat, a fost că muzica, chiar dacă are, sunt hituri și sunt hituri de astea mondiale, băgate în playlist, de la un punct încolo, muzica nu trebuie să te distragă de la reclamele la care trebuie să fii cel puțin la fel de atent ca și muzică. Practic, asta e, asta e mega ciudat. Te aștepta ca muzica să, vindă, să vândă radioul? Nu. E fix invers. Reclamele vin radio și muzica. Cumva. Uh, muzica e restul zgomotului de fund care se aude pe lângă reclame. Da, nu Așa mă e gândit. Nu... Băi, îți spun pe cineva da. care lucra direct cu Melanie Geller și nu era român. Și cumva e o rețetă. Care am văzut că e aplicată și de la noi. E aplicată și la noi în FM, mai ales la radiourile comerciale. Și mi s-a părut că e chestia de asta foarte ingrată, eu fiind un om care a plăcut muzica foarte mult. Pe de altă parte, bă, sunt unele radiouri care asta fac. Mai sunt și alte radiouri alternative care înțeleg foarte bine despre ce e vorba și au ca linie editorială, ca să zic așa, și a arătat-o de alte chestii. În continuare, Gherila face da. chestia asta. Da. Tanânana făcea chestia asta. Mai sunt posturi de radio locale da. care sunt foarte bune. Eu le zic nișate. Da, sunt nișate. Da. Și nu știu cine face playlist-ul de la Radio România Actualități, care este intră în categoria de adult contemporary, ca să zic așa. Este atât de bine echilibrat și atât de mișto. Și mi-am dat seama care e cel mai bun radio, cel puțin pentru mine, la nivel de playlist, mainstream, și la nivel de echilibru și dozaj, o să râzi. Mie în continuare Europa FM mi se pare extraordinar. Nu ascult, sincer. Adică nu în rarele mă momente în care mai ascult radio, nu ascult, nu știu, nu... Seara după 6-7, după ce trece drive time-ul, uh, Păi, dau drumul pe Europa e FM și mai lipești, mai pleznești așa cât un New Order. Tare. Elegant. Euritmix, eu sunt nebunit după Euritmix. Deci eu, și Euritmix la mine sunt foarte sus. Tare. Și mai pleznești niște de astea care eu recunosc că îți dă nostalgie la mine și e o muzică care Mas, trezește ești niște Ești un clasic în viață. Da. <laughs> nu, Europa FM. Dar, repet, în situației este că Acum radio ultra comercial, muzica de la radio la nu trebuie să te distragă de la reclame. Gândiți-vă așa și știu că pare foarte mizerabil. Dar de la radio... un punct încolo așa e. Sunt pauze de muzică între reclame, nu sunt pauze de reclame între, okay. între piese. Am înțeles. Da, nu, mă pricep, nu. Mă bag în discuția asta cu radio, că nu. Păi, nu te bagi pe de altă parte. Eu te-am cunoscut într-o perioadă în care te chinuie foarte tare să ții între piese da, pe radio. Pentru și aveai că, o frustrare foarte mare. Păi da, pentru că dacă nu erai pe radio, nu era... Nu avea oameni, smartphone, laptopuri, telefon, nu mai ajungea muzica la oameni. Știi? Și dacă nu erai pe radio sau mega viral, nu făceai nimic. Dar au fost momente și au fost artiști care erau mega virali. Și îți dau un exemplu. Foarte mulți. Păi și eu am fost. Prima mea foarte piesă, bun. Dan Spătaru, n-a murit, n-a avut trei play-uri, cred că a avut pe radio. Vorba vine. A fost, dar n-a fost top 10 mediafore sau de-astea. Și ești lagăr. Adică o știe și bunica de la colț. Știi? Da. Sus am. pe bar. Sus pe bar. N-a avut o secundă un play și e imnul cluburilor. Turbofina lui Grasu. Turbofina lui Grasu. Bă, s-a chinuit grasul să bagi piesa aia. Clipul foarte bun. Da. Piesa mișto. Nu. Da. a mai fost o piesă care mie mi-a plăcut și era considerată foarte agresivă, mai danez. Exact. Aia a fost un pic pe Pro FM. A fost un pic pe Pro FM când eram eu la Pro FM. Da. Știi? De asta îmi place perioada asta. Pentru că acum dacă ai succes poate să vină un copil super talentat. Și cum era? Nu îl bași pe radio, nu știe nimeni de el dacă prinde, a rupt el singur pe YouTube, de aia sunt toți și ăștia mici, care, băi, dacă rezonează oamenii cu ei, înseamnă că au ceva. Au ceva. Știi ce zic? Adică la modul ăla, băi, rezonează de mulți oameni cu ăsta. Are el ceva acolo, știi? Că nu-ți place ție, că nu-mi place mie, că nu-i place lui Vasile, dar îl plac toți ăia restul? Păi am mai zis, e și o chestie generațională. De la un punct încolo muzica aia, dacă nu e genul ăla de artist care vine din trap, dar vrea să facă muzică, exact cum ai zis tu, că erai producător de hip-hop și te-ai gândit bă, aș vrea să fiu producător de muzică. Sunt unii artiști care sunt transgeneraționali, spre exemplu. ultimul, care mie mi-a plăcut extraordinar de mult și care a și murit și l-am tot adus în discuție aici, mi se pare că a fost Lil Pip. Dumnezeu să-l ierte pe copchilul ăla că a murit de supranăză ca un X, XX, prost. XXXTentacion. Sau XXXTentacion. Bă, a la piesa -a aia spat, lor a la -a, Falling Down. Da, nu. Dar rău. Păsta nu prea l-am ascultat, am auzit de el, dar ăsta pe Tentacion l-am ascultat. Lil Pip a fost primul. Da? Lil Pip a fost un pic mai înainte. Tot naide. așa, mai spre Parâmbii, Băi, Lil Pip, eu când l-am ascultat prima dată, mie mi-a plăcut Tu pe vremuri. Ca nu tuturor. Adică nu cred că a fost un om peste 30 de ani care să n-aibă o piesă de la Tu să nu-i fi plăcut. Era genul de trupă, exact cum spuneam, transgenerațională și uh, transnișă, trecea dincolo. Ei veneau din pancola americană, știi? E da. tipul ăla de panc american. Mai ușurel așa. Este ceea ce a generat grindei la nivel de consum muzical în America. Okay. 90, au venit ăștia sfârșitul 90, începutul 2000. Și eu când am ascultat pe Lil Pip, efectiv aveam impresia că ascult un fel de Blink-182 dar pus pe trap, post trap, cu chitările alea, cu mai dar ca așa un pic, ți minte și acum prima piesă pe care am ascultat-o de la el, am dat peste ea din întâmplare, pur din întâmplare, încă trăia Lil Pipa atunci și se numea Kiss. Simplu. Păi m-a rupt, am zis, bă, dacă ăsta... Băiatul ăsta chiar a venit cu o chestie total nouă. Și după aia am văzut și alte piese de ale lui care erau în zona aia, a apărut și XXX și Magnum Opusul lor când și-au dat mâinile împreună și-au făcut piesa aia Falling Down care este băi și sensibilă e și emoidă, și foarte mișto produsă și foarte muzicală are și street cred ăla care trebuie, la un artist trebuie street cred inclusiv la ăștia de manele ei uh, inconștient țin foarte mult cont de pedigree. Știi că e o ierarhie la ei. Tu știi da, foarte bine da, chestia asta. Da. Bă, cine e ăsta și de unde vine? De asta, mulți au o problemă la nivel de acceptare cu jaduri. Hm. Da. Mai ales băieții de București, care să și știu între ei de o viață. Că mai avem și monștrii de ăștia cum e Florin Mitroi, care stă la el pe acolo, pe lângă Petroșan, turnul Măgură, Târgu Jiu, pe Păi și Nicolae Guță, nu stă Nicolae tot Nicolae Petroșan. Bogdan de la, la Ploiești, Ploiești, care stă tot, the la Ploiești, da. Așa, sau Dani Mocanu, care stă în celălalt oraș cu P. <sus> p el nu e pe Pitești, Dani Mocanu? Cred că, habar n-am. Parcă eu așa ți minte. Nu știu. Nu știu, nu. Corectați-mă dacă greșesc. Nu sunt expert în zona asta. Da. Și contează foarte mult pe digriu. e foarte important încărcătura cu care vii. Evident. Dar nu știi că e și vorba aia, mâna care nu spune o poveste, nu primește nimic. Se aplică și muzica. Și tot citat dintr-un film românesc, din BD, ce vă recomand? Exact. talentul Exact. Dar întrebarea <laughs> asta, ce vă recomand? Bus, cum ți-ai câștigat tu dreptul de a apărea la noi în fața noastră acum, ce-ai Făcut tu în viață ca să fie aici. Da. Așa e. Asta este chestia care mă enervează foarte mult la talent show-urile astea, mai ales asta de muzică. Pe lângă faptul că mi se pare tâmpenie să zică cineva dacă tu ești făcut pentru asta sau nu. Da, mă rog, asta e cu tot altă, altă discuție. discuție. Da. Cu tot altă discuție. Spuneai că da. tu, cu toți oamenii pe care e la Big Up, da. la tine acolo, uh, ai un tratament non-discriminatoriu. Bă, noi, ca să ne înțelegem, noi nu suntem o casă de discură de asta cum sunt toate casele de discuri o corporație. Noi suntem o brigadă de prieteni. Ca să înțelegem. Adică eu nu sunt șeful nimănui. La mine, mâine, dacă vrea să plece, unul ne strânge mâna, ne-am pupat și a plecat. Adică nu, nu e... Boierul are foarte mulți artiști fără contract. Care se. <laughs> deci este, băi, efectiv o <laughs> gentleman's agreement. Da, mi se pare da, mi se pare că dacă nu te mai înțelegi cu un om și nu mai este înțelegere de ce să vrei să-i faci rău unui om sau da, înțeleg, pierzi, ai pierdut timpul am avut, am lucrat cu foarte mulți până am ajuns la brigada asta cu care mă super înțeleg și suntem toți conectați și deja lucrăm de ani buni împreună și ne știm din privire, adică pe fetele le cunosc și ele pe mine la fel, știm fiecare ce poate, unde e locul și am avut mulți cu care am lucrat. Am avut ultima dată un artist pentru care aveam 12 piese în calculator făcute pentru el și când nu ne-am mai înțeles, mi-am strâns mâna cu el, a rămas prieteni, adică la modul ăla, nu... El lăsa piesele? Păi cum se las dacă erau piesele mele? <laughs> ok. Știi? Da. Erau piesele, da. Dar nu e cazul, îți dai seama. Dacă... Okay. Pentru cei care nu știu, boierul aici de față este strict responsabil de succesul muzical dar și manageria la lui Teoros da, s-a făcut na, asta eu, cumva a luat eu, diamantul băi, și l ai șlefuit, că eu diamantul era zic, zic că vine de la ea, eu spun sincer și sunt sincer succesul ăsta de la ea vine și al nostru și îți explic de ce eu am luat-o la noi în 2018 am făcut eu o piesă cu ea așa Păi și mi-a plăcut vibe ei. Ea fiind fostă colegă cu Alexandra, cu care cu Alexandra sunt cu doi ani înaintea ei, știi? Care a venit la mine, e songwriter, da, da, da. artistă, Dar am cunoscut-o la tine acolo. Ai cunoscut-o, știi, e monstru. Și zic, i-am zis la Alexandra, zic, bă, zic, nu vrei să-i zici și lui Teo să vină pe la noi, mai compunem, mai scriem, mai... Nu, că noi nu suntem cu contracte, punem mâna, semnează, știi? a venit la mine, am stat de vorbă cu ea, ce? La modul, na, acum întreabă toată lumea, ce facem, ce pot să-mi oferi, ce, na, zic, bă, zic, eu nu-ți promit vreodată că vom face vreun hit sau nu mai unde să știi, dar uite, muncim, muncim împreună, trebuie să te dezvolți și tu, eu sunt de părere că un artist, ca să fie artist cu adevărat, trebuie să vină și de la el. Știi, nu, ia piesa asta, cânt-o și dai drumul. Nu. Te o are drive? Foarte mare. A lucrat cu artiști fără drive? Da. Dar nu mai vreau. Lasă-mă să-ți povestesc. Și a venit la studiu. Hai să scriem, hai să facem piese. Am lansat. Într-un an, într-un an, într-un an, într-un an, într doi ani de zi, un an jumate, un an și o luni mai exact, am lansat piese în fiecare lună. Ai idee cât? Piesă cu clip. Ce Ate? Câte? piese? Multe, nu știu, cred că 10 piese, ceva. Toate cu clip. Am fost și în Barcelona, am filmat clipuri împreună, în condițiile în care aici voiam să revin la discuția cu label-ul, cât rămâi, cum rămâi, sunt label care aduc bani de acasă. Eu până să reușesc, acum eu am adus bani de acasă. Dacă tu lucrai tot timpul la asta, știi? unde dracu erau banii aia de acasă? Bă, mai, ui, noi pe lângă piesele pe care le facem pentru noi, mai Facem piese și pentru casele de discuri. Făceam, acum nu mai facem. Aici avem. Înțelegi? Și atunci alea, masterurile alea sunt plătite. Aveam piese unde mai compuneam împreună, vindeam la casele de discuri. Ce vindeam, ne făceam noi clipuri. Adică la modul ăla făceam. Știi? Eu am și echipă video, mai făceam și cu clipurile, că noi facem și clipuri. Știi? Și cumva ce dădeai pe mere, ce luai de pe mere, dădeai pe pere, cum e vorba aia, știi? Până s-a întâmplat, acum nu mai avem nevoie să mai Muncim pentru alții ca să ne susținem noi uh, business-ul. Dar, revin la Teo, am încercat toate stilurile. Ea e foarte maleabilă. Poate să cânte orice. orice ți imaginezi tu, poate să cânte. Tot, de la house. Deci, când i-am făcut ei piese slab-base, vă spun sincer, poți să le cauți pe internet. Nu există stilul ăsta în România. Uh, Latino. Uh, trap. Uh, rep. Are piesă și cu stres. Ce am mai făcut, doamne? Cu DJ Project are piesă. Înainte de, eu îți vorbesc înainte de succes. Deci toate piesele astea ce zic acum sunt înainte de succes. Băi, funcționau, dar nu funcționau glorios. Aveau acolo 300.000, 200.000, 500.000, 200 de mii, 500 de mii, un milion cel mai mult. Ok. și a venit emisiunea asta propunerea asta de la Bravo stil către noi, către ea. Ea s-a descurcat foarte bine acolo, e meritul ei. Nu e da, 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 meritul meu că a susținut-o, e 100% meritul ei, nu e meritul meu cu nimic, că nu m-am dus la emisiune. Știi ce zic? Dar a fost important că s-a făcut switch-ul ăsta și switch-ul a venit de la ea. Eu nu mi-e rușine să recunosc că am fost hateruți prima dată când, bă, manele, facem manele, ne-am chinuit. Zic, bă, ce avem mă de pierdut? într-o zi m-am gândit, zic, ce avem de pierdut dacă încercăm? Ne plac? Că mi îmi plăceau. Adică eu o făceam, dar știi concepția aia. Și am combinat, hai să facem o piesă de vlog. Zic, cum adică de vlog? Facem o manea, fă o manea, cum știi tu, de vlog. O pun la mine pe vlog. Cum am face noi umanea? Cum să o manea, cum, sună o manea făcută de noi, care noi nu facem manele. Zic, bine mă, -te hai să facem. Și aia e piesa de 94 de milioane de vizualizări maneaua de vlog, ca să înțelegi. Oh, <laughs> înțelegi? Oh, oh. Da. da. Deci, de acolo, de la ea a plecat hype-ul ăsta și toată nebunia. Și meritui frate, muncește foarte mult fata asta. Foarte mult. Dar. Eu sunt facem. lângă ea să o susțin. Putea să fie altul. Dacă nu era eu, poate era altul. Adică, la modul ăsta, nu... Hai să facem un simulare, fii atent. În momentul ăsta, cel mai high profile artist al tău e Teoroz. Asta e clar. Da. Cel mai low profile artist de la tine, care Nu cred că nu m-am gândit niciodată. Că eu nu iau așa. Eu știu, dar m-am gândit eu. Sunt. Am multe proiecte la studio care nu funcționează neapărat. Sunt și proiecte care nu s-au lansat. Și îți dai seama. N-au niciun profit. Știi? Nu s-au lansat pentru că n-ați vrut să le lansezi sau n-aveți de gând? Nu, încă n-a venit momentul să le lansăm. Cum calculezi dacă e momentul sau nu? Bă. Adică care sunt factorii pe care îi iei tu în calcul? Uite, am un proiect de club, muzică de club, în care am investit foarte mult, care stau în calculator, e un concept foarte mișto, nu pot să-l zic, o să-l zic după. Dar cred că nu mi l-ai arătat cumva? Probabil ți-am arătat. Că tot, o la de lucrez la el de vreo 2 ani? Exact, da. 2 ani jumate, chiar cu foarte mult CGI, cu clipuri nebune, cu pe care nu l-am lansat, pentru că toate piesele noastre acum funcționează de la bine spre foarte bine în sus. Stilul ăsta. Aia e o zonă nouă. Și încă vreau să mai tatonez terenul. Și să-mi găsesc niște parteneri care cunosc zona aia măcar cel puțin la fel de bine ca mine cum cunosc zona mea și atunci să încep să dau drumul la proiect. Că momentan nu mă pricep. După cum ți-am spus și mai devreme, unde nu mă pricep, nu mă bag. Te-ai băgat unde nu te ai priceput? Nu la început. Nu prea. Nu. nu. Revenind la începuturi, eu când am început cu muzica comercială, am învățat foarte multe de la Smiley. Care Smiley, na, la rândul lui, a învățat și el de la Moga, de pe studio, de unde am mai învățat, știi? Și știi cum e, când ești într-o brigadă de asta și lucrați toți, ăla vine cu o idee, ăla vine cu o idee și oarecum ți se implementează niște chestii în cap mine despre la muzică și despre... Asta ce mă deranja este că dacă venea un artist cu o viziune de asta foarte clară legată de ce vrea să facă nu. La un moment dat, dacă se simțea că e potențial foarte mare legat de o anumită piesă, începeau să apară tot felul de oameni care erau pe acolo, pe la studio, să-și dea cu părerea să înceapă să lucreze da, doar ca e. să fie trecut la credit de acolo. La modul cel mai serios. Da, știu ce eu m-am ferit de treaba asta cât am putut. La noi nu există așa ceva. Eu, ai văzut că ți-a zis și Teo, noi, care a lucrat la piesa asta? Păi ăla, ăla jumate la fiecare. Ai lucrat și tu, n-am lucrat. Trece-te și tot să fie bine. Adică noi ne trecem toți la piese. Noi ce naiba luăm un ca de bani de la UCMR, de la... Asta vă să zic. Voi cum stați cu colectarea? Bă, prost. Sincer. Eu vorbeam cu Smiley și eu sunt prost. Dau pe, dau <laughs> tot. Goarnă. Nu am nicio problemă. Avea nu știu ce mare hit acum vreo patru ani sau așa. Eu cu planeta făcuse multe reclame. Știi că noi. Păi din reclame e mai mulți bani. Noi, că băgăm, din noi băgăm pe reclame puternice. Noi branduri comerciale mari. Și anul ăla, ți minte că am avut. Am avut așa. Am avut Vodafone, Ursus. Uh, și... Atunci ar trebui să te întreb eu pe tine, tu cum stai cu colectarea? Stai că zic. Nu, stai că zic. Am avut Vodafone, Ursus și E.O.N. Și ne-am dus noi, a venit valul de colectare, țac, pac, ne-am dus, am colectat, zic, bă, uite ce bine a mers asta. Și uh, vorbeam și cu Smiley. Zic, bosule, tu cât ai luat? Și a văzut hituri mari, da. chiar două, acum vreo patru ani. Uh, ba chiar în perioada aia cu valsul la lui. Și zice, bă, am luat bine până am zis, mă, mă, zice ăsta, jumătate de miliarde, nu știu, da. și zic cât ai luat, bos, 60 de milioane cum adică mă, 60 de milioane? Da, mă, ce ai o piesă pe care, băi, n-aveai loc să i o palmă de ea. Da. Era pe peste tot. Cum Că adică, doar 60 de milioane? Și nu era singura piesă pe care a avut-o ăla, pentru că Smiley e la un nivel la care ce scoate, exact cum ai zis tu, chiar piesele care pentru el nu-ți dă succes, pentru alți artiști care ar fi la început de drum, ar fi uriaș că e și a câștigat dreptul ăsta. Are această poziție. intrat în conștiința colectivă. Vrei, nu vrei, oricum ce scoate Smiley o să fie văzut de mult mai multă lume decât da. uh, ar putea să vadă de la un artist de ăsta. Oricare la început de drum, oricare e mediu. Păi și un artist cu, care scoate și în mod constant după un an de zile să ia 60 de milioane din drepturi, 6.000 da, și și de ron, da, da, ca nu, să o lămurim. Mă, mă deprim dacă vorbesc despre drepturi, spun sincer. Cât ai luat cel mai Prefer mult de la UCMR? Deci, a fost o perioadă cu ha 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 când lucram. Eram brigadă noi, dar am lucrat și eu la vreo patru piese care erau în același timp la radio, top 10 media ah, forest. Da, da, da. Gen Corina ta, Marfă tare, nu mai știu ce mai era. Și am luat 8.000 de ron, cel mai mult. În viața 80 mea. de milioane? Da. Ai dat petrecere? Puh, păi da, eram 2012, 2012, nu 2014, aveam 20 ceva de ani, îți dai seama, pentru mine banii ăia mult rău de tot. Fie vorba între mine, și acum. Adică să nu și închipuie lumea. Da, evident, să evident. Să nu și închipuie lumea da, că da. buierul stă pe bani. Nu, adică, frate, nu. Deci la să noi, ca să înțelegi, la noi o piesă, o piesă de anvergură, clip ca să-și scoată banii, dacă e clipul mai low, dar low tot top, că nu o facem, cu tot cu promovări, cu tot, 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 trebuie să depășească 6-7 milioane, 8 milioane de vizualizări. Gen doar YouTube. Ca să scoată bani. Ca să scoată bani. Știi? Da, mă, e foarte complicat. Unele sunt mult mai, nici nu, adică noi le facem conștient știi? Adică sunt piese unde îmi doresc să fac niște clipuri pentru artist, pentru imaginea lui. Și știu că nu o să scoată. Dar știu că îi face bine artistului dacă fac treaba aia. Adică mi se pare mai importantă treaba asta, știi? Eu nu m-am gândit niciodată la bani când am făcut. Eu de am și reușit, cred, că nu m-am gândit niciodată. Mamă, rupem bani. Nu, nici când facem piesele nu mă gândesc mama asta o să fac, nu că nu despre ei vorba e vorba despre muzică, părerea mea știi? și despre artist în sine am făcut acum un colaj de 10 colinde cu Teo cu 10 clipuri n-a depășit niciunul 500 de mii de vizualizări doar că ei i-au făcut, făcut bine 10 clipuri cu 10 piese și clipuri adică nu panorame, știi? Filmate la un gard. Tu, ca să zic așa, zici că e în calcul managementul ăsta al loviturilor de imagine care trebuie să contrabalanceze hiturile astea care sunt, sunt foarte, foarte mari. Pe de altă parte, tu ai o etică de asta care mie mi-a plăcut foarte mult, legat de sprijinirea ăstora mai mici, care vin din spate. Da. Am. Cât de important ți se pare predatul ăsta că... de ștafetă? Deci, nu neapărat predatul de ștafetă. Că nu trebuie să predai nicio ștafetă. Trebuie să te adaptezi tu. Tu dacă nu te adaptezi, pierzi teren. Înțelegi? Pentru că? Scuză-mă un pic. Pentru că rămâi vechi. Asta vreau să zic. Tu ai o vorbă. Da. Vorbeam despre un producător nu, mare de la nu. noi. Îi nu dăm, dăm numele? Nu, cred că e cazul probabil cel mai mare, care a zis, bă, cumva, dacă lucrezi cu ăla, e urșat, dar pune problema cam pe vechi și nu e da. bine. Știi că m-am stat și m-am gândit și la treaba asta. Pot să înțeleg și treaba asta. Pentru că neavând ocazia să participe la nou, la ce se întâmplă nou acum, cumva tu rămâi acolo, unde ai avut tu succes și unde știi tu că e bine. Și atunci te rezumi doar la treaba aia. Băi, eu fac așa, că așa știu eu că e bine la mine. De ce știi? crezi că e deconectarea asta? Păi din cauza asta. Neavând de-a face cu generația nouă, foarte mult, ca așa să tragi o piesă cu unul, nu îți dai seama. Din principiu... Una nou. e când tu creezi un artist, fii atent, Asta e încă o chestie da, foarte eu știu mișto. Da, ce zici, dar care asta cauza e cauza, o chestie foarte mișto de care eu sunt mândru. Una e când o iei pe ce exemplu să dau uh, Andra. Una e când îi faci o piesă lui Andra, care e Andra, rata de fail e mică, rău de tot să dai fail cu Andra, știi ce zic? Și una e când îi o fată sau un băiat care nu e nimeni și reuși să faci ceva cu el mare. Înțelegi? Și mulțumirea ta sufletească e mai mare. Și atunci când tu faci creezi unul nou, automat ăla a prins la nou. Și tu ai făcut ceva acolo, de care ți-ai dat seama ce ai făcut. Și felul lui de a se promova și tot ce s-a întâmplat în jurul piesei de a prins și atunci tu aplici. Că nu e caz. strategia... Stai un pic. Că e strategia practic creată de tine și de voi. De crew ăla. Și normal că tu știi ce să faci de acum încolo și aplici și funcționează în continuare. Nu e foarte obositor pentru că aici sunt două capcane. Unu, e capcana autoplagierii. Pentru că odată ce ai descoperit chestia aia pe nou și ai înțeles ce ai făcut acolo și înțelegi care e... Eu nu vorbesc de muzică. Eu vorbesc de toată strategia din spatele muzicii. Ah, ok. Deci nu vorbesc de piese acum. Vorbesc de management. De promovarea de stilul de promovare al piesei. Tu cât de mult ești implicat în stilul, de, în, 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 promovarea unui produs care iese de la tine, de la studio? Păi la noi nu te gândi că mai sunt 50 de băieți pe lângă mine. Noi suntem o mână de oameni, suntem 10 toți. Cu tot cu echipa de filmare și cu băiatul care ține luminile. Știi, noi ne facem tot, adică ăla vine cu idei. Uite, de exemplu, ieri aveam de făcut o campanie pentru Teo la nu știu ce vin. Și na, scrisese răia, vinul, nu știu cum, hau, hau. Zic, bă, asta nu avem cum să zicem noi asta. Și a venit eu cu ideea, bă, uite, fi atent, trag o voce, e tot ok? E totul foarte ok. Așa, zice, trag o voce și facem terțe, și facem unde ăsta pe TikTok, rara -ra 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 -ra. și după aia punem tot pachetul. Știi? Și a funcționat foarte bine treaba aia. Și le-a plăcut și la ea, a, da, mișto. Și aici Deviez un pic în alt subiect. Noi, eu iau toate campaniile la Teo, majoritatea campaniilor. Refuz foarte multe. Pentru că mi se pare că trebuie să promoveze doar ce simte cu adevărat. Știi? Nu. Dacă vine nu știu ce campanie care nu ne place, eu o refuz din prima. Dacă ea nu se simte bine cu produsul sau, bă, nu vreau să promovez asta sau nu mi se potrivește, nu luăm. Știi? Doar ce e fix pe targetul ei. Pentru că care dar, stai sunt un pic. produsele și care e zona. Pe care o refuz din capul locului. Pentru că, nu știu, intrăm acum într-o discuție un pic controversată, dar... Uite, îți dau un, pariuri, un exemplu. Case de pariuri sau de astea? Băi, nu. Uite, am, am refuzat două case de pariuri până acum, dar a treia a venit cu un script foarte șmecher. Sub ceva monstru și mi-a plăcut și l-am acceptat. Nu refuz nimic dacă vin cu o idee mișto și care să îi se potrivească artistului. Contează foarte mult ideea. Cum promovezi produsul ăla? Știi? Că dacă tu știi să-l promovezi bine și îl promovezi pe genul artistului, atunci funcționează. Dacă nu, eu le spun, bă, nu te ajută nici pe tine, nu ne ajută nici pe noi. Și să atunci... facem o simulare. Știi? Vine un studio mare de video chat. Așa. În București. Da. Ăla l-aș zicem... refuza din prima. <laughs> Eu voiam să spun să zicem studiul. Nu, că 20, urma să -ți ta, zic și eu, totul. că mi-a venit o campanie, de exemplu, la niște căști fake. cion un Ping, ceva. Serios? Da. Mai ai căștile adică... Nu, păi, dar nici nu am vrut să le văd. Și le-am zis, bă, nu. Curios, cum se numește brand. Nu mai știu că am la mesaje în telefonul ăla, dacă vezi ce în telefonul ăla a plânge. Ascapcar Sound. Da, așa. ceva. <laughs> Știi? <laughs> nu, am zis, bă, nu facem așa ceva. Adică am la asta avut cu video chat de exemplu... altă chestie. Am avut o campanie pentru Teo. Unde turnez toată discuția să mor. Nu, lasă-mă, lasă, -mă, lasă -mă să te spun asta, că e foarte tare. Nu, mă, nu, lasă-mă să zi. că iar te ceartă băieții că vorbești <laughs> mult. <laughs> am avut o campanie la început anului pentru Teo. O sumă fabuloasă. Pe care nu zici aici, da, o sumă mi -o spui după ce dăm stop. Da. M-am entuziasmat. Mi-am o... zis și ei, zic, băi, 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 hai facem uh, peste 100 de mii, ca să înțelegi. <laughs> Let's talk number. Și pe a doua zi am stat și m-am gândit. Zic, băi, e bine să o asociez? Era un brand de farmacie. Nu pot să dau nume. Zic, băi, oare e bine să o asociez? Zic, nu e bine. Mi-a dat ceva în capul meu un click. Produsul farmaceutic era pentru lanțul de farmacie? Pentru lanț. Pentru lanț. A, gata. și mi-a dat ceva în capul meu zic bă nu e bine să ne asociăm la treaba asta și am chemat-o la studiu și a zis bă boss, ai nevoie de banii ăștia? Nu boss, de ce? Zic eu nu cred că e bine să facem treaba asta dacă tu crezi așa, nu o facem, perfect am sunat -o pe femei, zic pare rău nu, acum, poate pe viitor o să facem, da, perfect am rămas în relații bune cu toată lumea de asta îmi place mie de boierul Ști? foarte mult, pentru că banii la el sunt o consecință, nu un scop și cam așa trebuie să fie în viață pentru orice om deci, care se ocupă cu... Ascultă-mă un pic, eu ți-am spus, de depinde cât vrei să și ce vrei să faci cu produsul tău. Dacă produsul ăla vrei să tragi pe el un an și după aia să-l arunci la gunoi, e. iei tot. Și nu te interesează, te gândești la bani. Dacă vrei să creezi ceva cu adevărat și să -ți țină cât mai mult, că la un moment dat na, pică, n-are cum, știi? Trebuie să fii foarte atentă. Planul tău personal nu... e să fii caldă cursă lungă. Da. La Teo cum este state of mind-ul? Cât mai multă vreme? Tot așa, tot așa, da. După scenă direct în mormânt. Cum ar veni? <laughs> Genda în spătarul. <laughs> bă, he was a fucking <laughs> gangster. Da. da, da. Adică după scenă în mormânt. Știi, adică nu, noi bă, și mă bucur mult de tot că e pe același film cu mine. Deci, mă... Suntem așa. Dar cu toți de la studio, toți suntem așa. Adică Hai să nu... lămurim o chestie pe care am vorbit-o la telefon și mi-ai zis, stai bă, că nu e așa, las că când, dacă îi venim vreodată la tine la podcast, o lămurim. Ce ți-a avut, mă, bifora cu ghetul Dorian de s-a supărat bă, ăla deci mama, mama. Bă, aia a fost mega Băi. ciudată în pula mea. Ha, Hai să explicăm iată. exact care a fost. Hai să explicăm exact. Pentru cei care nu știu, s-a supărat da. la un moment dat. Bueno, păi, eu cred că pață? supărarea lui, sincer, a fost un pic mai înapoi de filmulețelele. alea. Stai-mă, așa. Stai să zic exact ce am văzut eu, ca om care nu știa de. Deci eu nu primele sunt primele. supărat pe el, n-am. Păi, cred de că el. nici el nu e supărat pe tine. Dar drag de el. Stai să zic. Stai așa. Stai așa, am un pic răbdare. Uh... La un moment dat, păstorii la Dorian, am văzut cum era foarte supărat pe tine și pe teo. Că mai făcea mult pe mine. Mai mult pe tine. Că făceați mișto de cheluțul, că ați făcut voi o glumă cu să moară cheluțul, a murit cheluțul. Nu, s-a înnecat cheluțul. S-a cheluțul și a da. Era foarte supărat. La el e subiect sensibil cheluțul, poți să înțeleg perfect. Da, dar nu era cazul. Și eu, eu te-am întrebat, bă, ce ați avut cu ăsta? Și cumva, în dreptul lui, având argumentul valid, dacă stai să o gândești, a, v-ați ajuns acum cu combinația asta cu tine, cu Teoroz, în da. contextul în care tu ai lucrat mult cu da, Dorian Da, da, păi da cum, mi-a plăcut de el din totdeauna. Printre primele piese, eu am făcut piesa lui Joe cu el. Eu l-am chemat la studio să tragă o piesa lui Joe, adică la modul ăla. Nu, frate, nu, eu n-am nimic cu el, eu am făcut o glumă. La modul, dar nu înțeleg de ce s-a supărat, că era un filtru de la el din curte. Și un luasem un trip de asta, mă filmam într-un la el curte. Și când eram pe la filmări, îi mai băgam și pe ea, și pe și și pe ăștia. Băi, suntem la Dorian în curte. Mi, -mi s-a părut funny. Știi? Noi aveam o glumă, care eu cred că de aici a plecat supărarea lui, că am stat și m-am gândit, cu vreo trei luni în urmă, când am scos noi piesa fără tine, Cheluț era pe locul 1. În cheluțul, Și l-am dat jos cu piesa asta lui Teu. Și ne am făcut niște glume atunci pe story, s-a necat cheluțul, gen că a picat pe doi. Da, știi? Și, dar nu a zis nimic până la filmulețele astea. Și când am făcut filmulețele astea, na, noi toți că râdeam, că e gen, era filtrul ăla unde mă filmam eu la Dorian în curte, în casă, a zis Teo la un moment dat, cheluțule, au, ieși din piscină sau ceva, s-a înnecat Bă, dar totul sub formă de glumă. Nu a vrut nimeni să râdă de el, nu a vrut nimeni să râdă de câinele lui sau, Doamne ferește, eu am câine, el Bă, știe da, că dar am pentru câine. pentru cineva care vede din afară. Pune-te în locul omului care vede Bă, din eu afară. N eu n m-aș fi amuzat și eu. Deci eu să-mi fac un story la mine în apartament, să ai, să ai un filtru de la mine din casă și oamenii să filmeze să facă Caterin, că mie mi s-ar părea funny, frate, sau să râdă de titi al meu vreo unul, ia uite-l pe ăsta, ce bălan e sau ce... De ce să te superi? N-a zis nimeni... Ui, ce tare titi al tău, apropo. Da, n-a zis nimeni nimic cu răutate, adică... Da, bă, dar nici n-ați explicat. Știi? Și dacă vede cineva... Ba da, mă, din afară eu am explicat, știe... eu i-am dat răspuns la storie i-am scris lui, nu mi-a mai răspuns. I-am zis, bă, ce ai, mă, bro, cum să... Doamne ferește, ne place de tine, lui Teu îi place de el, îl respectăm. Nu s-a pus problema. Bă, de... megata. Știu, bro, știu, dar știu de timp. Adică nu s-a pus problema de niciun hate, de nimic, nu. Nu, am făcut o cateringă, efectiv, adică la modul ăla, nu. Trecând peste toate astea, dar știi câți haters mi-au venit? Normal. Deci mi-a spart Instagram-ul. Eu pe Insta am undeva la 2, 3 mii, 4 .000, .000 de oameni pe story, maxim, că na, am 20.000 de mii de like -uri. Când a postat la like cu mine, aveam 20.000 de oameni pe story, îmi scriau, mă înjurau, wow, 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 wow. Eu n-aș fi făcut asta în locul lui. Că știam că o să vină un hate. Știi? Bă, hai să nu... De la mine, zorma. cine, cine putea să vadă storiurile păi, mele. Buierule, fii atent. Adică... Din afară văzut, dacă nu se știe toată povestea asta pe care ai spus-o acum și de -aia mă bucur că am lămurit-o, dacă nu se știau toate de desubturile astea, părea un gest de hateareală destul de gratuit. Pe ce bază? Dacă nu se știe contextul. Dar pe ce bază părea că eu asta am încercat să înțeleg ce l-a supărat? Venit de niciunde, voi v-ați luat de cheluțu. Bă, Bă, văzut din afară, nu, nu hai să de... avem o experiență Cum adică ne-am luat de cheluțul? explică -mi. Păi tocmai ai zis că gluma a fost că s-a necat Păi da. Gen, a sărit în piscină și s-a necat. E o glumă, nu e ca și cum râd. Da, da, și cum a pus el problema postorii, iar mi s-a părut un pic deplasat. V-ați luat de familia mea moartă nu am Cheluțu murit cheluțul, n-am murit, doamne ferește, cum să moară cheluțul? Nu, frate, n-a râs nimeni, adică am făcut o glumă, am înțeles, l-a deranjat, n-am înțeles de ce, că pe mine nu mă deranja. Eu am înțeles de ce l-a deranjat. Da. Overall, am înțeles și că e o glumă. Bă, asta e mai multe cu eu i-am trimis piesă să facă cu Teoros înainte de asta. Adică la modul ăla, adică... Bă, și nu, știi care e problema cu, cu glumele interne? Că asta și-am mai povestit asta despre gluma internă pe care o am cu DJ Sos. Apropo, e ziua lui DJ Sos azi. Deci astăzi când noi filmăm podcastul ăsta... La mulți ani DJ Sos. E ziua celui mai simpatic om ever din zona asta de djing. Deci cumva s-a făcut un consiliu și s-a decis că DJ Sos din Târgu Mureș este cel mai simpatic. Fost DJ CTC, actual A. DJ Shatra Benz. Are. Băiatul este mega tare. Și Dar e fratele nostru și ziua lui. Și noi de câte ori ne vedem pe la festivaluri și pe la astea, inclusiv el când umblă cu șatra sau cu nosfe sau așa, avem vorba asta de la Major Laser, de la piesa aia. Pull up! Pull up! Pull up, pull up, the... The... Pull up. Am mai povestit da. asta. Watch out for this. Doar că el fi, watch out for this, exact. Doar că el fi, de ardelean, nu știu ce, el da. are vorba puloc! Mama, deci mie Ardealul îl iubesc Ardealul. Bă, deci eu la un moment dat trebuie să-ți povestesc cu fază fanii, dar trebuie, cred că mi-au jumătate de oră să caut în telefon să găsesc asta. Băi, am stat atât de mult în Ardeal, încât mă fascina uh, uh, dialectul lor. Așa. Dar Și e dialect de accent. Accent, exact. Accentul lor. Și începusem să vorbesc ca ei. Nu ce faci, ești bine! Deci numai așa eram. Da, da, da. Și la un moment dat, la un concert, eram cu Cabron. Deci Cabron trebuie să-ți povestească asta leșini eu <laughs> era o trupă știu, nu cred <laughs> ziua, era o trupă, nu mai știu cum se chemau și tras niște piese la mine, niște super băieți ne știam între și au cântat în deschidere și cântau o piesă pentru, de acolo a început a ajung și la finalul, pe care știi tu cântau ceva, aveau ceva cu numai U, U e U Cluj, păi și mi s-a părut mie funny eu... ale ale mele acolo am început, am luat microfonul cu Maroie și țipam peste băieți, nu mai u, nu mai u, bă, dar nu mai opream, efectiv. Unii de pe acolo, zice, mamă, bucureștianul ăsta face mișto de noi. Acum am început concertul cu Cabron, eu vorbeam numai în alt. Noi sunteți bine! Da, alea, da, ale mele. În fine, plecăm, plec eu înainte că eram cu cineva, cu, eram cu două mașini cum ar veni, știi? Și acum îl pe Cabron, eram cam la 30 de metri de el, știi? Stătea cu unii de vorbă la intrare acolo. Eu nu știu ce se întâmplă. Și țipam într-una la cabron, dar tare rău de tot. e! Haide mă! Haide mă, cabroanie mă! Mamă și băieția, mi-am văzut că sunt eu într-una, bă, da, într-una. Cabron, ce crezi? Aia? Voiau să mă bată pe mine. Că așa. fac mișto de ei și cabron încerca să le explice că eu glumesc, nu fac mișto de, de ei și eu țipam într în timp ce el încerca da, să... Da, și deci... Exact ca la durian popa aia e aici. Deci exact ca deci... la durian ai deci... făcut deci... acum. Fii atent, deci, încerca să le explice și eu mai rog. că de mă cabron, e mă, Mamă și eu ia nervos, uite nu, no, uite vezi, face mișto, nu că nu face că lui îi place, dar deci, eu nu -mi făceam mișto. Bă vezi că pă, deci... mi mi plăcea. Bă, o să știi? zic o chestie foarte controversată acum printre cei mai mișto oameni pe care îi știu și am cunoscut, sunt din Cluj. Din Cluj, da, sunt foarte tari, da, dar foarte lenți. Nu, nu neapărat, nu, nu. Da, nu, glumesc. Planeta e din da, Cluj. Mâna. Andy Ghost sunt, de la sunt Altar foarte tari. e din Cluj. Îl iubesc pe Andy Ghost. Uh, cu Micu, care îmi place foarte mult, e din Cluj. Uh, băieții ăștia care aveau înainte trupa Cash și acum Struda care făcuseră la un moment dat pe o serie de sketch -uri. Eu l-am Dani DJ Wicked. DJ Wicked. Deci DJ Wicked, frate, când mergeam în Cluj, ne sunat mai să de pe drum, 4-5 feluri de mâncare. Deci ajungeam așa, eram, ia și de asta, nu vrei să mănânci. Ia, nu, mă super. Deci, băi, Creative sunt, sunt niște oameni foarte sunt... buni. Foarte, foarte buni. Deci, Clujul. Da, Creative, de viața mea. Care, printre ultimii prieteni pe care mi-am făcut tot la fel. Dar, fucking juggernauts. Deci, te am lămurit cu Dorian. Da, mă, Ca să murit. înțeleagă lumea, nu există nimic. Cred că i-a trecut și lui, e prietenul nostru. Nu. No. Îmi dar... pare rău că s-a înțeles așa. Și dacă și tu ai înțeles așa, înseamnă că undeva a fost ceva, dar nu. nu. Da, 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 a fost -a o care de comunicare. Nu a vrut nimeni să facă niciun mișto cu el, de el sau de cheluțul. Nu. No. Stai un pic, că sărit din una în alta. Fix la podcast-ul cu. Cu boierul m-a apucat pe mine coerența, eu care sări dintr un între alta, în pot ca să... Mi se da, pare da. că e foarte important. Da. Bă, aici Uzi. discuția e și foarte personală. Pentru că noi ne-am conectat instantaneu, pentru că avem o dragoste universală față de muzică, indiferent Evident. de muzica pe care o facem, că exact. suntem profund diferiți. Da. Și eu tocmai ți-am arătat niște chestii pe care le pregătesc acum, care sunt atât de diferite și de ce fac. Da, că... da, da, m-au spart. Băi, eu nu-mi dau seama, vorbesc foarte serios și nu mă alint absolut deloc. Eu nu-mi dau seama că sunt bune sau nu. Certe că sunt altfel. Băi, eu totul altceva. Vrei să-ți spun și aici? Mm. Nimeni nu-și dă seama. Tu poți să Putem? privești obiectiv piesele la care lucrezi? Pentru că. Nu, nu pot. Mă hăipuiesc la toate piesele, dar îmi dau seama în sinea mea că nici eu nu știu dacă sunt bune sau nu. Pentru că fix înainte Știi? să intrăm să filmăm, tu ai zis o chestie. Am o deformare profesională și atunci exact. când ascult muzică, încep să stau să mă gândesc da. cum a Eu de făcut aia nu aia. mai merg în cluburi. Eu de nu mai merg în cluburi. Eu nu pot să mă concentrez. Dacă nu mai deci... mergi în cluburi, pentru că tu ai spus mai devreme că ți-ai dat seama pe ce muzică vrei să te duci și în ce Sunt zonă vrei să te sunete. duci. Stai un pic. Pe ce muzică vrei să te duci și direcția în care vrei să te duci la început, când ai început tu, să fii producător ai avut revelația asta în urma lui în club. Dacă exact. tu în continuare nu mai ieși în club, pentru că vezi că s-a schimbat foarte mult. Da. Am fost la niște petreceri imediat. Nu, am imediat... mai ieșit așa, dar zic Stai nu mai pic. duc să mă distrez, mă duc la concerte, mă mai duc cu Teo, cu Poli, cu, cu Am cu fost Bogdan, la niște bă. petreceri în niște locuri care vreau petre... pretenția asta de a fi niște bastioane, nu neapărat ale underground-ului, cât măcar niște bastioane alternative. Ca să zic așa. Ok. Și de muzică alternativă. Și au fost niște petreceri mai mult sau mai puțin legale, n-ar trebui să zic asta, dar zic, inclusiv în pandemie spre sfârșit acum și imediat după pandemie. Playlistul, ul bossul meu, și e posibil ca eu să fiu acum un bătrân care nu mai înțelege. Și pot să accept și chestia asta. Și chiar îmi încep pledoarea în zi. de la teza asta. Playlistul era de discotecă sătească. Așa sunt acum playlistul de discotecă să da. tească, în locuri care sunt cu pretenții Exact. Poți așa a ajuns să fie underground da. mai nu underground e, vezi? și mai corect nu și e nu de neaparat... discotecă să tească vrei să ți zic eu despre nu, ce nu, e vorba? și nu e neapărat, stai un pic. pic, stai, că... stai să termini stai domnule să-mi termini ideea și spui tu după aia M stai, stai să așa. mă duc un pic până la du-te cheamă cineva, revin într-o secundă hai, suntem băiele, Baboiaș nu știu ce dracu am rămas la discoteci, hai Baboiaș face flacuri prin spate deci, fratele meu, fii atent și la petrecerile astea, la nivel de playlist, erau efectiv discotești sătești. Vorbesc foarte serios. A ajuns să fie mai corect, mai curat și mai mișto. La, și la nivel de mainstream, și un pic cu și underground sau mai alternativ, Fratelii Nuba, la modul cel mai serios. Ok. Probabil simt asta și din simplu motiv că poziționarea locurilor respective e asta, un pic mai elitistă, mai prețioasă, da. mai cu nasul pe sus. Bă, și cumva am fost un picuț așa dezamăgit, adică... Hai să spun cum văd și eu treaba. Ia zi. mi, -mi se pare că lumea acum se distrează mult mai mult decât înainte. Fii atent, eu înțeleg. E un eveniment într-un club, da? Ai tu un eveniment. Când te-au chemat oamenii pe tine în club, vin fanii tăi. Știu ce fel de muzică bagi, nu ai cum să bagi altă muzică. Când oamenii vin la o seară normală de club cu DJ-ul rezident, vin uh, tot felul de categorii de oameni. De da, eu înțeleg Corect. chestia asta. Și atunci mi se pare normal să-i mulțumești pe toți. Că Sunt de total la de club. acord. Băi, înainte știi? de pandemie. Înainte nu era așa. Te duceai într-un club și eu ia. nu știu... Te duceai o... într-un club pentru că era muzica aia. Problema mea este următoarea. Da. Mi se pare că muzica, pentru că e privită ca un content mai mult acum, uh, și e totul mult mai volatil, exact cum ai zis tu. Există hype-uri astea care țin un an și da. după aia să duc. Uh, și pentru că s-a trivializat foarte mult să mergem mai mult pe indicele cantitativ. Uh, stai să-mi pun gândurile exact în ordine, să nu sunt prosti. <laughs> Pentru că e, e foarte important ce vreau să zic acum. Uh, muzica apărând atât de multă și fiind atât de diversă, nu mai atât de importantă. Prin urmare, ieșitul la club pentru muzică a devenit o chestie uh, care nu mai e la fel de importantă în viața omului care întâmplător consumă și muzică. Și au ajuns să fie mult mai truși și mult mai corecte. Cel puțin asta am, am, am înțeles eu, deși și acolo e cu totul altceva. Au început să aibă o etică, estetică, mult mai clară, zonele astea de techno de la noi. Da, și mi se pare, pare mai techno, bine așa. Techno să, mie mi se pare e mai așa. bine așa. Dar Pentru acolo că... liantul e un pic altfel. E, și acum, ieșitul la club, chiar dacă se poziționează ca fi mai elitist, e mai mult. Și asta e o idee pe care am tot rostogolit-o prin podcastul ăsta. E mai mult o formă de validare socială. Pe de altă parte, am avut niște giguri fix înainte de pandemie, în cluburi de astea, uite-ți dau exemplu, la fratelii Mamaia, cu lume care era foarte, foarte amestecată. Și băiatul care ne-a introdus, că era și un MC al evenimentului, a pus problema foarte clar. Ăștia sunt băieții ăștia care fac muzica asta și pe zona lor, ăștia sunt. Pe alții din zona aia pe care să vi aducem aici la fratelii, nu avem. Bă, și-am pus muzică fără frică, fără niciun compromis, fără nicio chestie. Bă, s-a distrat lumea, dar nebunit. Normal. A fost una, unul din cele mai tari giguri. Eu acum am și teama asta că... Pentru că oamenii când și-au ales clubul ăla, au văzut că voi sunteți pe Corect? Băi, nu. De ce nu? Aia erau niște oameni, băi, eram plin sezon la mare. Sunt okay. niște oameni care ies la clubul ăla că știu că ăla e club mișto. Faptul că tu ajungi, că asta e altă chestie care e și dăunătoare și mișto în același timp. Faptul că tu ca artist ajungi pe scenă la clubul ăla este o certificare, o validare a ta ca artist. Da. Bă, dacă ăsta a ajuns aici, clubul ăsta fiind foarte șmecher, înseamnă nu e ultimul prost. Da. Bă, ne distrăm, domnule. Exact. Punct. Și am ajuns să văd de la oameni care Că asta e și în gratul situație. De la oamenii care nu au nicio așteptare și nicio pretenție, am o să am mult mai tare cu oameni de aia, eu făcând o chestie destul de nișată. Și o linie de asta foarte subțire pe care o înțeleg și nu o înțeleg. Mi se pare că s-a inversat un pic paradigma. Nu s-a inversat. Noua generație e mult mai asumată decât cât eram noi. Asta e foarte tare. Înțelegi? Asta e de fapt chestia. Noi a trebuit să vină unul de la Cuca Mâncăi să ne-l pună pe Adrian la un festival ca să ne dăm seama că ne plac manelele cu adevărat. Înțelegi? Vorbești de episodul Never See Salvatore <laughs> Exact. Ganaci. Unde au sărit... Au sărit, au sărit în aer. <laughs> și clabări și... Da, Hai mă. vorba vine, știi ce zic? Adică acum oamenii stă sumați, frate. Uite, am fost într-un club a avut concert Inisebi și a invitat-o și pe, pe, pe o artistă de la mine, Poli, o cheamă, au o piesă împreună, foarte drăguță, să intrați pe YouTube să o ascultați, mi-am făcut și reclamă. Hey, hey. Așa? Și am fost acolo. Deci au sărit numai copii. Mă simțeam bătrân, să spun sincer. La un moment dat a venit un puș la mine și zice, domnul Bibescu, poți să vorbești și eu ceva cu dumneavoastră? Băi, am 33 de ani, deci nu sunt bătrân da, în fine. După ce s-a terminat concertul hype de la Supreme oh, toți copiii au cântat vers cu vers, toate piesele mișto, au început să pună de la manele la trap, la reggaeton, la mumbaton, la ce vrei tu. Mumbacor. Că am auzit... Mumbacor ăsta nu am auzit de el. Dar Mumbacorul e mumbatonul cu drujbe de dapste. Ah, am crezut că e un mumbaton cu cor. <ră> nu, vozi, nu, nu. No, no. Mumbacur, da, de da, la Harcur. da, Deci da. Mumbatonul cu drujbe de alea. Da. Dar eu am ascultat. Eu am, -a -a. la Focșane am auzit manele cu Mumbacur. Deci se distrau pe orice gen de muzică. La oameni nu mai e cum era, era înainte. Înțelegi? Nu punem de-astea, nu, noi nu punem. Știi ce e mai gestu, mișto? Nu punem nici ghetoane, frate, era numai haos. Știi ce e și mai mișto? Că nu-s nici că ăștia din generația noastră, dacă tu vii cu altceva, să te disuiască sau să pleci. Nu! Sunt foarte asumați. Adică ăștia cum ar veni trapări. Tot clubul, fanii lui Inisebi, că era concert Inisebi. Au dansat pe toate piesele, s-au distrat. Adică nu mai... Sunt foarte deschiși. Deci noua generație deschisă la orice. La orice e bun. La orice. Bă, ne plac manele, ne plac manele oh, ne place și de Inisebi, ne place și de Inisebi, ne place și de Ian, și de Ian ne place. Și de Bogdan de la Ploiești, și de Bogdan de la Ploiești. Eu, uite, de. Înțelegi? Method. Tare! Exact, tare și ăsta. Bagă și tu. Înțelegi? Da, da, da. Îți da. pare foarte tare treaba asta. Bă, sunt cât? asumați, bro. Deci, ăștia chiar zic. sunt asumați. Și eu zic, și mie mi se pune pumnul în gură, și mi se punea pumnul în gură când lucram la Gherila dar din partea publicului, doamne ferește, că acolo am avut libertate totală. Adică, efectiv, la Radio Guerilla ce mi-a plăcut e că am, făceam exact emisiunea pe care o voiam. Era o joie, a venit Gilda cu o idee grozavă, se numea Prin joie înșine. Și se punea numai muzică românească ca artiștii să colecteze din drepturi. Which was cool. Și aveam emisiune după matinal, de la 11. Bă, și am făcut, ți -mi minte, o ediție numai cu muzică lăutărească. Am zis, bă, ăsta e, bă, dar pasta de ce o să din playlist? Nu. Și a fost Tony Iordache, asta îmi plac mie. Uite, încă mai sunt mai sunt oameni la noi care sunt așa, dar ușor, ușor o să se schimbe toți. Sunt unele emisiuni unde nu primesc maneliști. Deși ăștia au cel mai mare hype acum. Bă, știi care -i... Știi? Din nou, folosesc o chestie foarte tare mi s-a părut Fii atent, lasă mă să-ți povestesc nu, Eu... Stai un pic, azi... stai să zic Scuze-mă că te întrerup uh, În iarnă au vrut ăștia să-i facă o surpriză Lui Teo de la Pro-FM Domne, că de cine îi place ei? Că știm că îi place de Minodora, o aducem pe Minodora, pe o surpriză, genocidă. Care ai văzut ea? cum arată e Minodora Fii la te minim acum, Frate, nu? Minodora e monstru, punct. Așa. O băgăm pe... Hai să o băgăm pe mama să în direct, fără să știe, dar dă-ne tu o idee, ceva la care nu s-ar aștepta. Zic, bă, vrei să vă dau o idee, să fie premieră în România la așa ceva. Ce? Să-l chemați pe Bogdan la Ploiești. Cum, domne? Și l chemați pe Bogdan de la ploiești la radio, să fie invitat aici și să intre fără să știe. Ei și l-au chemat, frate. Și voi îl chemați la exact. Și l-au chemat. Și a rupt. Băi, știi care știi? e treaba? Din nou folosesc sintagma asta. Ingratul situației așa, legat de emisiunile alea de care spui tu, care au ca etică personală să nu cheme artiști din zona. Da. Asta. Emisiunea alea ca poziționare sunt emisiuni comerciale fie vorba între noi, dacă întorci pe aia cu capul în jos pe producătoria aia, ca să zic așa, nu le cade de o tabla mulțirii din buzunar. Eu sunt foarte rău acum, dar știi că am perfectă dreptate. Adică nu e ca și cum tu acasă stai și ascult numai Handel și citești Dostoevski și viața pe tine te-a trântit într-o situație atât de mizerabilă încât ajungi să faci misiunea, aia unde spui tu niște praguri morale ca să nu mai uiți de fapt cine ești. Nu sunt niște emisiuni de un alt statut Evident, evident că nu sunt, da. Iar oamenii ăștia sunt oricum intrați în conștiința da. colectivă peste 20 de ani. Mult mai mult lume o să-l țină minte pe Bogdan de la Ploiești decât emisiunea Evident. Ca să o lămurim. Bă, dacă tot ești în paradigmă, bă, înțelegem în pula mea și ne asumăm odată că exact știu că a devenit uh, foarte facil și nu mai are implicațiile pe care ar trebui să le aibă termenul ăsta de asumare. Da. Dar așa e. Dacă tot ne asumăm și noi odată exact ceea ce suntem, pentru că nu e no, altceva decât o cioară vopsită. Da. E, bă, e meschin, mă. Ăsta e cuvântul. Da. Ce să-i faci? E o poziționare meschină. Dacă tu toată viața ai fost panchist o absolut pula, cum e Nu. care n-a făcut decât ce a vrut. Înțelegi. Bus, aE! Da. Dacă Artanu zice, îmi bag eu n apar cu Bogdan de la Ploiești îl înțelegi pe om. O înțelege și Bogdan de la ploiești. Bă, băiatul e așa, n-am nicio problemă. Exact. Dar mai degrabă cu Artanu o să poți să faci chestia asta fără nicio problemă. Normal. Pentru că știi de ce? Artanu este un artist care e foarte sigur pe el, care are o identitate, știe cine e, știe ce cântă, știe de ce cântă. Îl interesează foarte mult actul artistic. E atât de corect față de sine însuși, încât nimic nu o să-i poată să-i zdruncine din uh, alonja artistică și personală pe care o Așa are. Așa este, ai perfectă dreptate. Da, Asta na. nu denotă decât o da. desiguranță no. profundă. Dar ei au de pierdut. Dar nu, nu e da, ai plecat de la Gherila ca să faci podcast cu Romeo fantastic? Nu, boss. Nu are nicio legătură. Da, Romeo e un personaj pe... mare de tot. Mare de tot la care am avut acces și cu care eu de multă vreme plănuiam să fac o chestie și un podcast. De dinainte să am ideea uh, de, de a podcast. face aproximativ discuții aveam în cap să fac. Băi și mi-a venit o idee foarte tare. Știi ce vreau să fac cu Romeo? Și o să fac asta pe Happy Fish. De. Romeo reacts. Romeo reacts to XXXTentacion. A, tare, rău. Romeo, foarte tare. Romeo reacts tu sepultură. Foarte tare. Romeo reacți, tu, nu știu, jocuri, valorant. Romeo reacți, critică de... F Bă! Pentru că, să știi că el în dreptul lui are un filtru foarte corect. Romeo nu, po nu, po nu poate să verbalizeze neapărat. Dar să știi că el instinctiv își dă seama dacă ăla din fața lui mănâncă căcat sau e pe coleg. Evident. Corect. Păi na, e și el de atâta timp în treaba asta. Cum să nu-și seama? Și Eu aș face e... Romeo Reacts. Lăsați în comentarii dacă vreți să facem Romeo Reacts. Facem un singur episod. Ba chiar o să vă rog pe voi să faceți sugestii la ce să reacționeze Romeo. Eu aș face Romeo Reacts, mă. Tare. Da, și eu. Îți pare tare. Și din orice zonă artist. că e film, că e muzică, că e emisiune TV, că e cultură alternativă, că e cultură de asta de internet, meme, culture. Eu aș face cu Romeo care reacționează la meme-uri cu el. Bă, care e cel mai bun meme cu Romeo fantastic? Eu am văzut foarte mult. Și am râs. Eu am râs mult. Da. Hai să ne întoarcem la... Pentru că mi-a plăcut foarte mult ce mi-ai zis. Fix când te-ai așezat pe scaun, dar n-a apucat baboia să dea record, că era de da record. Mi-ai povestit de niște copii care ți se pare că știu foarte bine, nu ne plac. Da. Nu ne place foarte mult valul ăsta de ascultători, de muzică și de oameni care da. fac muzică. copiii ăștia noi acum știu foarte bine ce au de făcut, tot valul ăsta nou, nu neapărat unul singur. Mi se pare că toți știu cum să se managerieze, știu ce să facă ca să prindă piesele, știu despre ce să cânte ca să-i atingă pe oia din zona lor, pe ăștia dacă încerci să-i schimbi, nu o să mai funcționeze. Dacă îi lumpă garda, vină că am eu o piesă, uite, trage, cântă asta, asta și asta. Nu. Ei da, i-au prins, pentru că copiii rezonează cu ce cântă ei și ce scriu ei, pentru păi că sunt de vârsta lor. Au panchismul ăsta, Niciun compromis. Nimic. Nu există. Nu. Adică nici nu există asta de compromis. Ei fac orice. Nu, oh, au, start, 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 start. nu au, nu concepția asta de compromis. Dacă mâine vrea să facă unul, nu știu, să schimbe ceva, nu se gândește că îl ar fi un compromis. Îl face ca așa simte. Nu mai e cum era înainte. Băi, eu sunt uh, repar underground și ăsta sunt eu. Nu mai e. Nu pun fete pe refren. Da. Ca asta era. Da. Știi? Nu mai e nu se mai ține cont, pentru că și publicul e așa. Tocmai îți povesteam că după concert ascultau manele, ascultau orice. Și atunci înseamnă că ei n-au nicio problemă dacă ăla vrea să facă vreun sici vreodată și scoate o piesă tare. Mă Uită-te uită la Lino. Așa. A rupt în trap, nu? Cu Panamere, cu toate alea. I-a făcut velea piesa cu Jador. A distrus. Aia a dat trendul. -a. Nu mai avut nicio problemă cu copiii. Stai mă, păi nu erai trapper? Nu. Ne place. E monstru ce ai făcut. Nu mai e. Bine, nu acum Lino nu mai face chestii, dar asta e altă discuție. Nu mă bag? Băi, nici eu nu mă bag. Cumva s-a adresat probleme a Alex. A. Adică Alex e fratele meu, îl susțin. Au greșit puternic copii din punctul meu de vedere, că eu... Na, știi, păi și eu greu. zic la fel. Nu? Da, na, e treaba lor. Fiecare cum își așterne și adorme, știi vorba aia. Știi? Da, e o chestie de asta sensibilă. Da, nu. Bă, de nu altă parte, mi se pare că rivalitățile pe care le au ăștia acum, ăștia mici acum, cumva sunt mai îndreptățite, mă. Pentru că... Nu, cred că mai văd așa. N-ai văzut că ăștia colaborează toți între ei? Sunt... Acum se ceartă, mâine se pupă. <coughs> știi? Eu am văzut altă chestie. Și am asistat la o discuție. Bă, nu-mi place de ăla deloc. Dar pe partea profesională, cei colaborare e colaborare. Exact. Adică, ceea ce la noi nu exista asta. Da? Dacă ăla nu-ți plăcea, păi nu făceam cu el niciodată în viața asta, că e slab și punct, poate să aibă succesul cel mai mare. La ei nu mai există asta. Bă, e slab, dar hai să facem, că e bine. Da. Vezi cu oamenii, știi? Nu. Și mie asta mi se pare mentalitatea corectă. Spun sincer, Băi, eu, așa, corect eu așa gândesc nu, și eu. Acum. Să nu facem confuzie între uh, compatibilitatea în plan personal cu aia. Exact, profesională. exact. Băi, știi ce a distrus foarte multă vreme și a ținut uh, lucrurile pe loc? Vorba lasă-l că e băia bun. Da. Băi, eu am avut problema asta când făceam practică la. în facultatea de medicină. Și a trebuit să fac practică la un moment dat, la un spital la, la, la țăndărei, unde era un asistent medical, bă, era imbecil complet, adică să mă ierte Dumnezeu. Bă, și atât am auzit uh, vorba asta cu lasă că e băiat bun. Am plecat de acolo, n-am mai zis nimic. Trei ani mai târziu, prin anul 5 mi se pare, am făcut ginecologie. Nu vreau să mai văd ginecologie în viața mea. Am făcut stadiu de ginecologie la <coughs> spitalul, Bos, acest monument al instituțiilor spitalicești din România, CFR2. Nu vrei să ajungi la ginecologie. No. Ca bărbat nu vrei. Nici Ca femeie nici atât. Azi zic La ginecologie la CFR2. Băi, și acolo am dat peste un specimen tot așa, asistent. Băi, zici că era ăla drațândrăi tras la xerox. Băi, a început să-mi se să bată ochiul stâng. Și din nou același argument. Lasă-l că e băiat bun, și -am zis. bă, știi ce mă doare în pulă. Nu-l iau acasă, nu mă însor cu el, nu ieșim la băut după aia. Să fie în pula mea la Poate să fie ultimul, ultima mizerie de om din punct de vedere moral, dar să fie brici la serviciu. Da. Că aici nu suntem la exact. hovără. Suntem la treabă și la muncă. Exact. Așa e. Pe de altă parte, pe de altă parte, pentru că ți-am pus piesa nouă cu psihotrop o să scoatem piesă cu psihotrop acum. Are, foarte tare. Și cumva tu ești unul din puținii oameni cu care testezi piese înainte să le scoți. <gânt> da. Cam tu e și blană. DJ Vasile. E cam blană. tu și DJ Vasile, cam ăștia. E blană, blană piesa. Și mie îmi place super mult, îmi place cum a psihotrop. Băi, altceva când ești pe aceeași cracă cu un om. Da, și uite, și asta contează mult. Contează mult. Că aceeași senzație am avut-o și cu Nosfe. Și o am în continuare și cu Nosfe. Care, apropo, a scos un Urbanisation. E... da pune da, da, și dă drumul la microfon. Bine. Ăsta da. e momentul în care îl bârfim pe Nosfe. Da. Stai așa că trebuie să vină și Denis. Unde e dracuit Denis? Denis e în spate cu Robert. Ah, deci... A, da, stai că da. ne-a venit Robert. Da. Stai așa. Deci, ar trebui să îl bărfim. Aveți 5 minute să vorbim despre domnul nostru Nosfe. <laughs> -a, a scos eu... un urbanization. Toate biturile sunt produse de pruni pruni, eu prunii zic, Lucien, prunii, îmi pare rău, așa, care apropo, el la noi pe grup, pe grupul Fără Scuze, mai postează, Are. mai dă like-uri pe acolo, Are. că eu cu, mă, cu Mălele, cu Bogdan avem un grup Fără Scuze care e cu circuit închis. Dau banuri pe bandă acolo. Are. Așa. Și am ascultat urbanisation ul lui, lui Nosfe, l-am și postat acolo, am primit răspunsuri de-astea, nu e pe zona mea, bus, am postat fără să te întreb dacă e pe zona ta sau nu da. mă interesează. băi și văzându-l pe noastră acolo îți dai seama cât de legitie în toate părțile. Bă, băi ai apucat să asculte asta, nu? Da, s-a ascultat de mai multe ori, nu doar o dată. Bagă review. Pare. Sunt 8 minute, nu-i mai mult. E tot. Atitudine, versuri, livrare, tot. Nu mai e tare, Nosfe, dar Nosfe e din garda aia. Bă, să simte pe digriu. Vezi, vă cât Normal. de important e pe digriu. Normal, am lucrat pe el în studio, am lucrat, s-a povestit și Teo. Că împreună am făcut piesa Căsuța aia cu noastră. Aia. Căsuța noastră, da, și am mai lucrat ceva cu el, e foarte tare. Și că nu o să are piesă pe locul întâi la topul de la Radio Gherila acum? Da, tare. Cătălin Crișan, aia cu Cătălin Crișan? Tare. Dacă pleci? Da. Dar el e un artist care, pe lângă faptul că e foarte versatil, el în dreptul nișei din care provine. Ăsta e genul ăla de artist care am spus eu că este transgen. Da. A trece dincolo de gen. Transpare genului din care Foarte provine. Foarte bine, da. Să știi că ăștia au de câștigat pe viitor. Pe de altă parte avem exemplu extern, din afară, care este și cel mai mare rapper în momentul ăsta. Și cred că e cel mai mare rapper din toate timpurile, judecând după tot, toți indicii. Calitativ cantitativ, succes, bani generați. Eminem. Eminem, da. Aia mi -ai luat, ăla nu și-a călcat. Bă, ăla nu a făcut altceva decât ce a vrut să facă. Da, foarte bine. Păi despre A Aveți aia e și exemplu ăsta. Despre aia e vorba. Știi care e chestia? Dacă uh, faci ceva forțat, se simte și nu funcționează. Adică, am eu când am auzit monster aia cu Iana, master se numește, nu, babăie? <sus> Păi aia iar Așa. a dat mare trend. Au apărut gagiși pe refren brusc. Păi nu erau numai monster la noi pe radio. Vescan n-a scos 20 de monsteruri. uri Mamă, mamă, mamă. Băi, ce s-a întâmplat cu Vescan? Nu știu nimic. Îl tabarnă. Probabil mai pregătește un monster. O să rădeți, dar e prieten bun cu Codin de la Creative Monkeys și a zis Codin Așa. pe stream într-o seară că a vorbit cu el și e bine sănătos. Plană. Deci eu... Băi, și eu mă bucur, dar Vescan... Băi, Vescan e tare. Băi, Vescan e tare. Pe mine, mie îmi place. El nu era la scandalos, parcă? Ba da, e cu puia, dar <coughs> mi se pare că mai e și acum. Nu. Posit la Băi, ăla pe mine m-a spart. Băi, deci, tu, tu ai văzut, văzut clip... aia cu... -aia cu ai văzut cu aia doi? Cu axul Turmentatul? Nu, eu am văzut videoclipul în care apare el de două ori, dar de... era să mă dau cu fața de ecran. Nu cred că l-ai văzut. Bă, l-am văzut pentru că îl urmăresc pe poset pentru că face niște Fie... chestii atât de sparte. Da. Dar omul e cel ciu... mai drept, de fapt. Da. O fi spart pe alte părți. Asta zic și eu. Da. Tu când ai zis drept, te-ai referit la straight. La ce, la ce te-ai referit? La... How, how, how? Zi mă exact cu vorba. La fumat, Hai, la fumăceală, la da. nu, da, nu, nu are nicio da. Bă, dar tu ai văzut videoclipul cu Axon turmentatul? Ăla cu ciocănitoarea, cu... Nu, e nou? Nu, e mai vechi. N-ai văzut în viața ta așa ceva. Da, mă, știu, e, e nebun. Băi, deci este... Da. Este la un nivel de... Retardare și panoramă premeditată. Deci nu e umor involuntar. Nu e ca cum era la patru scânduri și un cui. Cum îi zicea, mă? Asta că e un om da. Nu da. da. e care un om uzăpez. Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Nu, deci el premeditat face niște panorame absolute. Da. Care ori îți plac foarte mult, ori nu îți plac deloc. Este da. cum e Silviu German. Bă, nu umor. cred că plăcut, nu cred că e cuvântul potrivit. Te amuză. Băi, eu râd cu lacrimi. Da, păi aia zic, te amuză. Bă, deci la poset. Că nu, nu cred că ți-ai pune mașină să-l asculti pe poset. Băi, n-am pus niciodată în mașină. Păi aia aia aia. zic, te amuză, e funny. Vă rog de am pus. <laughs> poset nu. Da. Primele albume al lui Sandu Ciorbă, la fel le-am pus cum a pus Nașul de la Night Losers, care a fost și la Sistem pe vremuri. Purcărin. Da. Care e prieten bun cu Planeta de multă vreme și la un moment dat a venit cu noi la, de la București la Cluj și a avut și el un o, a avut și el un fix și nu ne-a lăsat până când am făcut ce a zis el să punem o mașină Bancuri de Ochiate Ardelenești volumul 1 de pe YouTube da. așa după aia a mai băgat dar nu știu cine cred că Mickey H, nu Mickey Haș uh, cred că Mircea Bravo sau ceva, avea o, serie de sketchuri cu o bătrână care avea catchphrase-ul destul de rău. Wow. La care tot la fel am râs. Dar pentru că era contextul de așa natură, că în mod normal n-aș râde la chestia sau nu m-aș uita la așa ceva. Dar era contextul uman. Uh. Așa? Și am ascultat tot la fel printre primele albume al lui Sandu Ciorbă. Tot la fel, la recomandarea lui la recomandarea lui Nașu, Purcărin, tobarul de la Night Losers, băi, e o experiență culturală. Da. Trebuie să recunosc. Hai să revenim la generația asta nouă, că e foarte important. Adică tu contribui activ în a -i ajuta pe ăștia mici? Da. Care e ultimul artist foarte tânăr care te-a spart? Hmm. Stai să-mi iau caminte cum îl cheamă zic eu unul care m-a spart pe mine Și cu care am și început să vorbesc pe, pe Instagram Pe placul meu e un artist uh, Cum îl cheamă? Călinaciu Ba da, bine mă, stai Că nu e tocmai nou Nu e nou, dar ce, are 800 de ani Are 19 ani, 20 de ani Dar stai mă, că nu îl știm pe Călinaciu Păi și eu îl știu de 3-4 ani dar exact. Bă mă, și ia microfonul mic. în mână, stai așa Că noi l-am și burfi pe Călinaciu. Nu a venit și cu aici, la noi? A venit și la noi. Eu îl știu pe Călinaciu de când era mare bă, scandal pe YouTube. Când făcea clipuri alea în care dădea rău la oameni. După aia s-a mutat pe Deci și atent. vis a -vis de Călinaciu, Eu știi că, na, iubirea mea sufletească e repu, trapu, adică eu acolo. La un moment dat, tot îl ascultam. Mă sparge, dar mă sparge mai mult decât... Uh, un artist de trap. Nu, eu nu-l văd un artist. Uh, nu e că e, fiat, e un fel de e, musician's musician. Așa. mie mi se pare un, sincer, un WhatsApp nou. Ca talent. Așa mi se pare mie. Ok. Și... Apropo de WhatsApp, m-am văzut cu el săptămâna trecută. Da? Tare. După ce am vorbit de el Stai să-ți să povestesc tot. cu ăsta, mic, lasă-mă să termin. Așa, ai dreptate, scuze. Și... Uh, Maidan, Maidanezu, nu știu dacă îl știi, de la Foreign Boys. Da. Așa. Maidan să știe, eu prieten bun, eu l-am botezat. Pe păi el îl chema Danezu și când a venit la mine la studiu, i-am zis, da, zici Maidanezu. Asta pe vremea copilăriei, gen, cu Baxter, începuturile. Și zic, bă, tu ai lucrat cu ăsta, mic, da, Domne, zic, bă, uite, îmi doresc mult de tot să-l produc eu pe băiatul ăsta zic și investesc, îl fac, dar nu există niciunul ca el, zic îți promit adică nu vreau să-i fac panele sau să-l băgăm, în... nu fix pe tripul lui, lui dar dus la next level gen, adică voiam să-i fac altfel de clipuri, să se vadă când te uiți la un clip ai văzut, bă ăsta e scump, arată scump adică arată prețios, nu scump știi, da, 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 da. la modul ăla eu îmi doresc ca artiștii când se uită oamenii la ei, să vadă un lucru prețios ăia vor rămâne peste mult timp, din punctul meu de vedere. Și l-am chemat la studio, am stat de vorbă cu el, am povestit, zic, bă, uite, vreau să lucrăm, hai să încercăm, nu contracte molo, știi? Mi-a arătat ce face, mă sparge rău, mă, cel mai rău mă sparge din noua generație, ăsta, Calinaciu. Și n-a vrut. I got respect da. <laughs> știi? Da, pentru că probabil vrea singur. Da. Sau, probabil, cu mai tu cru, tău are și el cru, lui pe care Pro nu vrea exact, să-l viziteze. Exact. Bă, Știi? respect. Evident, dar nici nu Se i a mai scris niciodată, adică am înțeles, da, nu? Pe de altă parte, sunt sigur că are și ușa deschisă la tine. Adică evident, dacă... evident, evident. Da, eu cred că pe Călinacio, când uh, va pune mâna cineva și va investi în el și o să-l ducă la următorul nivel o să spargă rău. Eu așa cred. Bă, sper. Da. Știi? Îmi pare Dacă foarte se întâmplă asta, asta, ați auzit prima dată în aproximativ discuții. La primul și ultimul podcast al lui Boeru. Exact. Mare gangster Boeru. Îți dau și eu unul. Ace 111. N-ai auzit de el. Nu. Are piesa Dacia. I-am arătat-o lui Baboiaș. Este în aceeași măsură fan Migos și Merlin Manson, iar muzica sună exact așa, ca și cum ar fi fan Migos și Merlin Manson. Tare! Este trap metal de-asta. Da, bine, tu zici trap. în stilul tău, eu am zis în ce-mi da, place da, da. mie muzica, înțelegă chestia. Prima impresie pe care o ai, stai un pic baboia, și prima impresie ah. pe care o ai când te uiți la el ca Luc este, mamă ce copie de kilafonic. Ah, okay. ok, pot să înțeleg asta, cârnația în cap, ok, whatever. Dar, odată ce începe să cânte, bă, și-și face singur, fii atent. Și am auzit... Păi nu și că Ceu. Sună... Și scrie da. totul. Linii, mamă, face... E bine, ce să mai... Nu sună, nu sună producția top. Nici pe departe. Dar înțeleg intenția, apreciez efortul și se vede foarte clar că e ceva foarte special acolo. sunt 111 Dacia, ei Brother, că tot vorbeam, Am început să vorbesc cu el pe Instagram. Tare. Că i-am și scris, îmi place super mult. Vreau să mă și întâlnesc cu el. Mă-mi uh, place foarte mult, băiat. Tare. Ziba Boiași. Este cea mai clară definiție a expresiei un carusel de emoții. Aha. Așa mi se pare că e fix a, un carusel așa. de emoții. 18, dar intră, intră pe telefon, intră pe instagram lui, caută sau intră pe YouTube și arată-i lui Boeru. Facem acum, Boieru react. A, și apropo de Boieru react, Băi, am o idee. Ia zi și ți-am ți spus-o și am spus că o să zicem și oamenilor ca să rămână în să rămână, să lase în comentarii. Vreau cu Boieru să fac, planurile mele cu Boieru sunt așa. Pe lângă alea pe care nu putem să le spunem, uh, vreau să facem uh, un react la demouri, noi doi. Okay. Și să facem un live, ori facem un live de aici, ori facem un live de la tine din studio că ți-ai refăcut studio acum, și mi se pare că arată o ul și este... mi se pare tare. <laughs> da. Vrei să facem asta într-o seară? Stimați cetățeni Facem, facem. Ăsta e un podcast la care oricum o să se uite oameni care se ocupă mai mult sau mai puțin cu muzică. Exact. Și eu primesc tot felul de demo-uri și efectiv n-am timp, dar sunt cârnași și nici nu răspund. Și primul care a venit cu ideea a fost Nane. Și cu tine fiind și tu producător și fiind atât de eclectici din zone total diferite, da. putem să punem la comun demo-urile pe care le primim. Și facem un live într-o seară la care efectiv reacționăm la demo-uri, dar nu că reacționăm la demo-uri. Vreau să dăm și sfaturi. Că așa să reacționăm, ha-ha-ha, ce prostești, bă, da. nu vreau să fac asta. Adică vreau să facem și un debugging. Da. Cum am face noi? Doamne ferește, nu zicem sub nicio formă, nu vreau să spun că deținem adevărul suprem. Evident, niciodată. dar nu îl deține nimeni, eu ți-am mai spus. <coughs> Adică... Doar Dumnezeu drăguțul de ține. Atât. Dar ar trebui să facem asta. Facem, facem. Facem Ce? că mi se pare tare. Mi se pare tare, da. da. Facem într-o luni seară sau ceva. Exact. Că nu are nimeni. nu da. stai că luni am aproximativ discuții. Bă, și apropo, că tot am vorbit cu tine și dau un spoiler acum, s-a vorbit cu Azteca pentru, pentru aproximativ discuții. Tot stăteam și vorbeam cu tine și mi-ai bă, vezi că-i personaj tare. Bine, bos. S-a vorbit cu astea ca o să vină și eu. Și o să fie un duo de ăsta, că vreau să-i să pun partanul și pe astea ca unul după altul. Tare. tare. Bă, e muzică, Bă, bă este, da. de muzică trebuie să fie universală, bă. Așa e. Trebuie să Uite, fie copiii ăștia o înțeleg. Știi? Ăștia o înțeleg, da. O înțeleg mai bine ca noi. Asta e o meteahna generației din care fac eu parte care nu-mi place absolut deloc. <gânt> Muzica e o, nu e o formă de validare socială. Nu mai e. Nu mai e, nu. Nu mai e. Au început să mă plictisească artiștii ar care au care genul. chestia înainte uh, ca să fii special trebuia să fii cumva gen eu nu ascult ca ăștia, eu ascult paraziții, îți dau un exemplu sau -te ce Știi? Erai cool. Tu erai altceva. Cu toate, poate că nu înțelegeai ce cântă ea, știi? Dar, na, acum nu mai e. de -aia zic, bă, dacă e un elitist de ăsta care e total fondat pentru că asculți atât de multă muzică, încât au început să te, să te obosească, să te plictisească chestiile astea uzuale, și te duci în niște zone de-astea, dar de asta după ce ai ascultat foarte multă muzică. Așa, bă, Asta pot să înțeleg. Asta pot să înțeleg. Dar tu când știi trei chestii toată viața și scos tuturor ochii cu alea. Da. Da, da. Și ăsta e un apanaș pe care l-am văzut și îmi pare rău că zic asta numai la fanul de hip-hop român. Da, da. Și mai sunt, m-am văzut de curând, da, totui pe TikTok. Mai sunt copii de ăștia, producători mici, care te învață ei cum să mixezi, cum să masterizezi, cum să-ți faci vocea, cum... <lipători> am de cu eroare, rău de tot. Bă, Cabron a dat una foarte Se... tare, legată de un talent show care probabil apare acum. Da. Și mi-a plăcut. Bă. da, problemat. am văzut și eu Bă, Cabron, din punctul meu de vedere, în topul rapperilor preferației mei, ai tuturor timpurilor de România de la lirică la absolut tot. E tare cabron pentru că poate să atingă exact ca și noi pe toate părțile astea da, ale Repul. Exact. Mai mult. Când a avut hituri, a avut hituri. Da. Cabron și cântă. Cabron cântă foarte bine. Da. Da, e destul de legit așa. Da, nu, cabron e foarte chestie, șmecher. Și a pus o chestie foarte mișto pe care am văzut o Nu știu, că știu, dar majoritatea refrenilor sunt compuse de el, ale pe care le cântă colaboratorii. Un... Eu știu treaba asta, nu? Uite, de exemplu, Iarna pe Val, refrenul e compus de el. Linie. Nu, e foarte tare cabron. Dar? Și e genul care se adaptează. Aia mi se pare și mai tare. Știi? Apropo de copiii care fac tutoriale de mixat, da, ei n-au scos o piesă în viața lor. Așa. Cabron a pus o chestie zilele astea care m-a distrat foarte tare, dar are și dreptate. Are o să, foarte, lanseze, -a. o să lanseze un nou termen. Da, am văzut, am văzut. Tot muzical. Da. Și el a zis în juriu sunt oameni care au la activ mai puține piese scoase decât concurenții. Da, am văzut și eu. Păi are dreptate. Băi, are dreptate. Noi e, e foarte tăios. Tăios. E sincer. Tăios, da. Bă cât da. de importantă e sinceritatea asta așa? Adică pentru că băi, că toată deranjează foarte Știu. tare. Mie îmi spui? Bă, dacă am un set de valori personale pe care l-am îmbrățișat, mi l-am asumat, înțeleg toate implicațiile astea colaterale. Una din marile probleme la mine pe care le-am tot zis aici, spre exemplu, e asta cu dj care nu fac muzică. Da. Bă, n-ai ce căuta pe scenă. Nu. Te la scena 2, te duci la depozit acolo. Asta, asta vorbeam cu niște producători de la noi, de ăștia mici, care s-au apucat de muzică de club. Eu, care am dormit în club, nu știi. La concerte am pus și muzică, am făcut toate alea. Și făcea o muzică de club. Și le-am explicat tot treaba. Zic, băi, de ce credeți că cele mai tari piese de club sunt făcute de DJ? Credeți că degeaba? toate piesele de club cele mai tari care spar cluburile sunt făcute de DJ. Că ei știu cum să sune o piesă, cum trebuie să sune o piesă în club. Ai observat că toate piesele care sunt produse de producătorii comerciali și sunt de club, sunt piese de fapt de club de radio, nu de club. Da. Nu le bagă nici dracu în club. Never ever. Înțelegi? Pentru că piesele Sau de că tot vorbeam de piesele, LLP. Piese, da, LLP e monstru. Da, că tot vorbeam că de LLP, vis -a -vis te de pup proiect, pupau, apropo. Love sănătate, you. mega respect. Deci LLP e unul dintre producătorii mei preferați. Și eu nu zic de mulți, așa. Ca să știi. Asta vreau să zic. Ghetul LLP, dacă nu face la remix la o piesă teoretic de club, nu bagă nici drag cu un club. Da, da, E foarte tare LLP. E, monstru. e foarte tare. Da. Și asta e, știi, vis-a-vis de proiectul ăsta de club pe care îl fac eu, știi, domne, mai de club. Păi da, am vrut să fac muzică de club, nu muzică de radio, de club. Muzică de club, să poată să-i dea play în club și să-ți rupă plămânii și să simți vibe-ul ăla de club. Și dacă îi ajuns de bine făcută, stai tu liniștit că intră și pe radio. Evident. Poți să-ți dau un exemplu? Sunt, multe, exemple, sunt multe exemple. Lasă Swedish House Mafia. Acolo se vede clar experiența și de DJ și de producător. Mai ții minte proiectul Duck Sauce? Normal. Barbara Streisand. Nu să nu? Ăla era A-Track, care este mega păi, Tu nu știi povestea din spatele la piesa mea, dar în spătarul n-a murit? Așa. Știi? Băi, știu Parcă ți-am mai spus. Piesa asta este hit, eram în, Dan da, murit. Eram în mașină cu Baxter și cu Alex, cu Velea. Și ascultam Dance FM. Eu, pe perioada aia, na, eram și eu cu How, cu dj că practic Boer Bibescu era un proiect de DJ MC. Eu eram mai mult MC, dar nu contează. Am pus și muzică, adică știu, mă pricep, sunt pe ele. Și am pus muzică nu pe, pe direct, pe CD-uri, aveam mapă scrise, stăteam și scriam piesele. Am mapă așa cum la mama acasă. Uite așa am o mapă. Și intră pe Dance FM un remix de la Daxos, dar nu zicea Barbara Streisand, zicea Michael Jackson is not dead. Uuuu. Și acum Baxter zice, mamă, ar fi tare să faci -o, o piesă dans pe tarul, ne-a murit. Noi, Noi acum ne-am hăipuit, mamă, ce tare, ha, ajungem la studio. Ajungem la studio, îi zicem asta lui Smiley. doamne, uite, ar fi tare să facă boierul, o piesă, dans pe tare, ne-a ce asta, domne, cu tare? Aia, ne-a luat vaibu și ne ucem în cameră. Deci n-au durat două minute, vine omul în cameră. Piesa asta este hit? Dan Spătaru n-a murit. Asta e hitul. Stați așa. S-a dus în mașină, bă, de ce jur. Ca să vezi -o, când e făcut să fie, e. A venit cu un cd -ul. Avea un cd cumpărat din benzinărie original cu Dan Spătaru. Vechi. Am dat play la cd să se împlesc ceva. Că dacă eu eram cu rep, eu și la house tot se împlam, știi ce zic? Zice, ia, sunt fostul de aici, se întâmplă, ceva. Aveam MPC de la Am băgat cd -ul. Prima piesă n-a mers, că era zgâria CD-ul. A doua piesă e exact aia de unde am semplat. Așa. Exact vocile alea, că acolo, toată piesa aia, de fapt, e făcută dintr-o piesă de la Spătaru. Cu sampling din piesa aia. Înțelegi? Și așa e și piesa. N-am mai dat la a treia piesă. M-am oprit la a doua, că prima n-a mers. Bă, apropo de semplat în house, French house-ul așa e făcut. Da, știu. Daft Punk? La fel. La fel, cap-coadă. Da. Ei, și ziceam de Daxos. Băi, Armand Van Helden. Băi, pentru ăștia de generația noastră, Armand Van Helden e un nume care e Zeu. foarte Ezeu. greu. Zeu. Mamă, deci a fost sinonim cu da. house, cu muzica house, dar nu era Băi, nu era ușurel de tot, tu mai ții minte ce... Nu știu, nu, da, erau... Dar n-am ascultat la The Funk Phenomenon aia <fums> lui. <fums> exact. <fums> da. The Funk Phenomenon. Exact. Pum, 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 Da. Și mai era, dar nu mai știu cine era aia. Bum, 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 bum. Mergea un simt da, așa, Duns ce piesă era? Da? Dumnezeu se numește piesa wow, și ce era... Care era piesa aia? Uite ce lapsus am. Piesa sigur se numește Doomsday. O să-mi aduc aminte și cum se numea de artistul. Trebuie să știi de când o caut. Ia caută Doomsday uh, House Song. Lasă-mă un pic să-mi aduc aminte. A trecut... Mi-a dat altceva. Doomsday House Song. Evident, mi-a dat Alexander Bass. Da, no. Dale noastre. Da, 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 da. Nu, da, las cu caut eu. Dumnezeu e Hausung, ia caută Nero? Nu e de la Niro. Nu, asta e altceva Dumnezeu Nu mai știu dacă e într-un cuvânt Dar știu exact De ce spui Nu, 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 vasi, Nu, 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 nici arhitecți Nici da, nu, o să mai aduc Am fine. Te. Da. Foarte bună era da, piesa. Da, da. Dar știi că tot trendul ăsta cu bași de genul ăla pornește tot din Franța. Și de la un artist care întâmplător și un extraordinar regizor. Pe care îl cheamă Monsieur Azo. Nu știam. Și piesa se numește Flat Beat. Care? Și avea videoclipul, e super celebru, avea videoclipul cu un personaj de-al lui, care era o popușă pe care îl chema Flat Eric. Era o popușă galbenă. Atunci am auzit pentru prima dată U-Ball în muzică. Tipul ăsta de suneri, un gen ball care a fost luat după aia, l-am auzit în Dapse după la Rusco și băieții și Skrillex a dus-o la altfel, din ball a devenit Growl okay. și tot așa. Tare. Monsieur Azo flat beat, în continuare. Monsieur Azo și face niște filme foarte tari, Azo. printre cele mai originale filme pe care le-am văzut în ultimii 20 de ani, Quentin Dupieux îl cheamă, are un film care se numește Rubber. îți dau un exemplu, cu un cauciuc care prinde viață și pentru că are aspirații și vrea să fie iubit ca un om, vrea să se impună cauciucul și începe să devină criminal în serie. Cauciucul. E mult pentru mine. Mai are un film mai recent care se numește Ludaim, Ludem, Ludaim, Ludaim. Despre unul care își cumpără o geacă, o haină din piele de căprioară și devine criminal în serie. Observ că e un oh, laimătiv. Și devine criminal în serie omorându-i pe toți oamenii care poartă geci cu vâș. My. Pentru că singura singurul material din care poți să-ți faci geaca este pielea. Bă, e, e foarte tare și muzica de e foarte... Și muzica e foarte interesantă, și filmele sunt la fel de... E genul de chestii care ori îți place foarte mult, ca ai apetență pentru ori nu -ți așa ceva, Ori nu-ți place deloc. Ori nu-ți place deloc. care e cea mai underground chestie? Bă, tu asculti foarte multă muzică. Da. Tu, spre exemplu, spre surprinderea mea, știi care ora exact în IDM. Oare cum? Și-am tot vorbit. Sunt, știu de ce știu, de ce știu, că ascultă muzică nouă. Eu iau Topu și în fiecare lună top 200 Shazam și ascult de la 1 până la 200. Să văd care-i șpilul, ce să mai schimbă nou, ce, cu ce mai vin băieții, ce revine, e important și ce revine, că sunt piese vechi care revin în top Shazam. Topul Shazam, din punctul meu de vedere, este cel mai relevant top al muzicii. Că l-ai pe corecte. Exact. Acolo nu poate să-l șmenească nimeni. Și atunci e important și ce revine, că înseamnă că ceva din vechiul ăla revine nou. Înțelegi? Uh, inclusiv țări. Iau și pe țări să văd unde, cum, ce se ascultă. Uh, ce voi să mă întrebi? Că te-am întrerupt ea. Nu, 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 nu. Vreau nu, să te întreb care e cea mai ciudată piesă pe care ai ascultat de nu te așteptai Bă, nu, să fie în top ascult... ăsta. Ah e o piesă românească făcută de români acum, care e o anomalie. A ajuns pe locul 4 în top Shazam, în top Worldwide. Ce piesă? Dacă o pui la telefon Băi, ceva... Oare ne dă strike youtube -ul? Nu știu, -am, dar nu mai știu cum se cheamă. Piesă făcută de români. Da, frate, Tomo Production. Așa sunt foarte curios acum. Nu lăsăm niciodată monotonia să ok, da, hai fără reclamă. Stai. Reclam. Stai. <laughs> da, că n-ați cu youtube YouTube. Ceva, eu o ascult eu. eu o anomalie de piesă. Ok. Mă bucur foarte mult că n-ai o piesă românească. Da, a ajuns foarte oameni. sus, foarte dar sus. Dar ce genie? Nu știu ce gen să zic că e sună ceva vechi. Sună ceva vechi. Până adică nu e, mare, nu e, vreo mare, nu e mare producție sau vreo mare ceva. Păi A... inițial când am ascultat Inahat, nici ea nu mi se părea mare producție. Păi nu e. Că nu e. Dar are ceva. Știi? Refrenul e foarte catchy. Mi se pare că ea nici nu zicea nimic acolo. flai la like la like hai la like, da, like... da, 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 Știi ce zic? Și erau sinturile la plact. Da. Tum, 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 Exact. Foarte simplu, și notele erau foarte simple. Da. Nu contează. A prins, Mr. Saxobit, alt exemplu. Exact. exact. În schimb, la dragostea din tei, aici trebuie să recunosc că acolo e un pic mai multă meserie la songwriting. Uh, nu. Eh, nu. Știi povestea din spatele piesei? Eu știu povestea exact din spatele piesei. Da? Da. Am înțeles. Și eu știu o poveste. Mi se pare că acolo a fost un făcut. Cu piesa preluată, cu. Știi? Da, 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 da. E foarte complicată povestea, dar cred că cel mai bine Dar și acolo tot despre linie e vorba. Că piesa e în limba română ce da. songwriting, adică song maia, hi, maia, fără writing. Da, da, Știi doar ce zic Dar song. Da. <laughs> song. Zic povestea cu Rigros. Înainte A... să că am zis de la început. Înainte să spargem jazzul. Da, mă, da, eu fan Rigros. fost Așa. Fost fan rigros până la concertul ăsta lui. Hai mă că <laughs> glumesc. ascultăm da, rigros. Da, da. Uh, un tovarăș de nu domne are rigros concert la Andrei Tifan, te pup uh, Are concert rigros, nu mai știu, nu ba, sau ceva, un club de-asta mega Bă, extra. am impresia nu, la bambu. Nu la, la bambu, bambu, la bambu sigur nu. nu sau Ceva legaga, în fine, nici nu contează ne suim în mașini, hai să mergem la rigros, bam, 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 ajungem acolo, pa, pa, pa ne-au cunoscut. Restul poveștii este, completarea poveștii este că pe drum cumva mi-ai scris și mie. ți ai scris și ție, da. Da, mi-ai da. scris și mai și sunat, doar da. că aveam gig, da. n-am răspuns și mi a zis, bă, e rigros la mama da. Aia, hai. Da, da, Ok. Da. Și am ajuns acolo, pac, ăsta zice, domne, trebuie să faci o poză cu el, zic, hai mă, lasă omul, ăsta e tovarășul ăsta al meu. E cel mai bun uh, om pe vânzări pe care îl știu eu în viață. Îți vin de piatră, boss. Te combina Așa. la orice. E foarte, foarte bun omul în vânzări. Pe management e monstru, ca să înțelegi, Oriunde s-a angajat, el a ajuns director. Dacă e atât de bun să-ți vândă ție negative fucte de alții. Da, da, fii atent. <laughs> Nu, cred că are cum că nu, sunt prietenul lui. Și ajungem acolo, cum a făcut el, na, mă știau și eu, după la club îți dai seama patronii, Domne, vrea boierul să facă, da, domne, cum să nu, s-a dus acolo, a ajuns în cameră cu la mie mi-a fost așa să intru, zic, bă, du-te zi la om prima dată, s-a dus, uite, un producător de la noi, cântăreț, vrea să facă o poză cu tine, da, dar după show, cu tare, bă, acolo toți știi cum sunt, care-i publicul și care era și așa a intrat, inițial trebuia să intre un om cu un Lamborghini pe scenă. Adică a cerut Lamborghini a, pe rider tehnic, am înțeles. Nu, nu știu, dar știu că trebuia să intre cu un Lamborghini pe scenă, direct, bam, bam, bam. A intrat, a cântat, mamă, eu în primul rând acolo, doar eu mă distram, mă spun sincer. Doar eu mă distram. Bam, go, oh, ăia oh, oh, pe lângă mine, nimeni, nimic. La un moment dat au venit niște tovarăși de-ai de prin cartier, de acolo, oh, ce faci? Zic, mamă, Rick Ross, cu cine e ăsta? alea știi a, ce zic, așa. da mă da în fine, am terminat de cântat a terminat el de cântat, vine ăsta tovarșul meu la mine, domne te roagă patronul să intri și tu să cânti o piesă Zic cum o să intri? eu după rigros? da domne că uite stare de show, ceva, acum bang, o dăm după el, zic bă na, cum zic lasă-mă, eu disperat să fac poză cu el în fine, îți dai seama că n-am intrat că n-aveam, nu venisem la cântare venisem la distracție, Era în civil, da Ăsta cu bodyguard zi pleca. Eu acum ăsta, hai domnule, hai să facem poză, ca să că face poză. M-am dus după el. Deci era, avea bodyguard și în față și în spate, în condițiile în care nu îl băga nimeni în seamă. S-a suit în mașină și a plecat. Și am rămas foarte dezamăgit, că l-am și tatuat pe mână. S arată Unde să arată tatuajul. Unde să-l arăt acolo, nu? Da. L-am tatuat pe Titi, câinele meu Care are un lanț cu rigros la gâtă Dar e o poză după poză originală gen. Aveam eu un lanț cu rigros Și l-am pus lui la gât Și am făcut o poză și mi l-am tatuat Ca să lămurim și mitul ăsta Cât de înalt e rigros E mai mic decât tine Eu când am povestit S-au luat ăștia de mine Și au zis ce bă că e super Prate, înalt Eu m-am panicat ce? E cel mai mic băiat Eu când v-am zis E cel mai mic și sincer și slab. Și la propriu și la figurat. MC-ul lui mi-a plăcut mai mult. Și nu sunt hater acum că n-am n, -am, n -am Poate n-am avut chef. Nu. Cel mai tare show pe care l-am văzut eu de la un artist de afară, nici n-am fost la multe cei drept, sunt Lămufao. La arene. Pe mine m-au spart. Da, bă, da, l a fost cu ambulant. Nu știu, pe mine m au distrus. Deci oh, omul... I'm sexy and I know it. Acolo. S-au venit cu dansatorii, cu chinezoia, nu știu cum da, îi da, cheamă da, da, băi, da, da, băiete. La un moment dat avea o girafă mare, s-a aruncat cu girafa în public. O girafă din zi. Din balon, din morții. ei. caută-te rog acum pe YouTube să-i arătăm lui boierul. Înainte să spargem jazzul, Gutalax Live. Stai că-ți arată băiatul acum. Trupă de grindcore, de nu știu ce. Nu, că ți arăt doar ție. Bine, a. Putem să arătăm și la oameni. Ala, perfect. Arată-i de la început. Dă-i pe full screen ca să... Nu, că... Mamă... Ia uite, tată. Wow. De i uite Wow. Da, încă nu... Încă nu s-a început să... Ca să zic așa, nu a să cântare. A, nu? Nu. Era... Dă-i mai încolo un picuț la cântare. Să fii și în tipul cântării. Că să suie oameni pe scenă, Uite da. ce acum, Uite cum sunt îmbrăcați. Uite cum deci arată. Și că au ieșit din COVID. Exact. Asta de dinainte. Bine, gutalac sunt celebri. Da, îți recomand dacă vrei să vezi show complet. Da. Este cea mai, cea mai fericită întâlnire între Metal și Sir solei. Dacă prinzi Ramstein vreodată, bossul meu, n-ai văzut în viața ta așa ceva. Ia căută buieș Ramstein Paris Live. Nu știu, benzin. Ramstein Benzin Live. Deci, Ramstein, știu că pentru mulți, da, 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 ok, Ramstein. Ne-a văzut așa, pro a, este. Ia, tată, de aici, full screen, arată-ne doar nou. Și dă un pic mai încolo. Wow. Și pe refren. Mama. Bă, dar asta e înăuntru. Da. Un picus mai încolo, pe refren. Pentru că se întâmplă niște chestii. Bă, n-ai văzut așa ceva. Crede-mă că în Cred. Live este cea mai tare producție de concert pe care ai văzut-o vreodată. Bă, frate, mi-a povestit un chimiu. Așa. Un chimiu meu, un fel de frate, ca să zic așa. Am crescut împreună de la o vârstă, știi? Uh, a fost la concert prodigii când au fost la noi în 97 atunci prima dată da. la polivalentă sau că capă scenă sau nu știu au făcut-o de asta nu ei, nu ei, nu ei, nu ei. Nu ei. în deschiderea a fost Edruaș da, eu ăla s să căcat nu, în deschiderea a fost Edruaș atunci am auzit eu pentru prima dată drum and bass -a făcut de ai bil. fost? Bă, păi eram mic am plecat de acasă a fost nu carină. cred că ai fost ba da, ba da. Cum să nu vă produc. prodigi, tu, că, ce, tu ești mai mare decât mine, nu? Îs mai mare, mă, am aproape 40. Ah, da, ești generația. Am fost Eu mă consider generația dintre generații, nici cu ea vechi de tot, nici cu ea noi. Știi ce zic? Știi generația... cumva suntem da. ca aceeași generație. Da, 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 da. Bă, aveam, aveam, albumul Music for the Guilty Generation, pe care, apropo, baboiași neștiind, i-am arătat piesa Poison de la Prodigy în mașină. Da nu știa? Nu știi, păi, are 22 de ani, nu te dracu să știem, pula mea. Și i s-au dilatat pupile, efectiv era ce pula mea asta. Tu știi cum sună Boss Prodigy în continuare ca producție? Dar știu, E distrugere. Deci, au evoluat calitatea ă, sunetului la care un om poate să asculte acasă muzică. A evoluat foarte mult în ultima vreme. Da. Și e foarte accesibil și ieftin. Exact. Și poți să ți iei la preț mega de ce? niște boxe foarte tari. Bă, dar abia pe sunetul ăsta de acum îți dai seama ce mare producător a fost la Howlett ăla de la Prodigy. Iar Prodigy este actul complet. Ai văzut că au anunțat acum primul turneu fără kit? La O2? S-a luat bilet. Serios? La O2 Arena. Am luat bilet o să mă ducă foarte curios. Păi și cine, e nu știu locul când? lui? Pă, au scos o piesă cu râza. La voce. Raul Tang. Da? A? mă rog, un rework la Brit, ah, okay. ok, nu pot zic cum azi, era hazul. era mare și mechire. a murit, a murit. Se -a, pare azi, că -a suicid. A... Multe probleme în plan personal. Și de -aia am zis că vrem să terminăm, pe... o să terminăm pe veselie și spargem geazul cât de curând, dar cel mai de jos moment al tău. Cel mai de jos moment Cel mai, am mai am? de jos momentul în care a atins fundul butoiului. Ai fost vreodată pe punctul de a te lăsa de făcut muzică? Nu. Bă, nu, eu am știut să... Întotdeauna am fost bine. Adică eu n-am fost niciodată rău. Vă spun sincer. Întotdeauna mi-a mers. ai fost care... un întreprinzător așa? Da. Într-o oarecare măsură, întotdeauna m-am descurcat. Și numai din muzică. N-am făcut nimic altceva de mic. Niciodată n-am avut astea să mă... Nu a existat la mine așa ceva. După timpul pandemiei, că stăteam și discutam, ai zis, bă, mie mi-a prins bine pandemia, nu da, vreau să Foarte cerc. bine. Foarte bine mi-a prins pandemia. De ce ți-a prins bine pandemia? Bă, în primul rând că am luat o pauză de la viață. Ne-am închiriat o cabană și toți de la studio, am stat o lună jumate cât a fost lockdown-ul unul în București. Știi? Dar nu mai puteai să ieși din casă. Efectiv, noi am stat la munte, într-un sat... Săticul de Sus se cheamă, dacă vă uitați vă pup și vă iubesc pe toți de acolo Uita de lume efectiv unde oamenii nu știau ce e aia pandemie frate, ajunsesem îți dai seama, stai o lună jumate acolo oamenii simțeau că suntem de acolo, ne aduceau lapte dimineața ne-au adus jumătate de miel de paști ceva da. frumos da, oricum mă întorc acolo mereu, am zis că când o să fiu bine de tot îmi iau o casă acolo, vreau neavărat să am o casă la Săticul de Sus și mi-am dat un reset, așa, acolo. Și de când ne-am întors, s-au întâmplat lucruri. Pur și Până simt. în pandemia asta eram pe linia de plutire, dar începusem să facem și alte chestii, începusem să ne axăm foarte mult pe treaba asta cu video. Știi? Și cumva făceam bani din partea, aia, investeam aici, în proiecte și tot așa. Știi? Mult timp am făcut asta. Foarte mult timp. Adică încercam să fac chestii cu casele de discuri, doar că nu ieșeau, că ei na, vor topuri. Știi? Majoritatea. Sau aveam piese, când dădeam câte o piesă de aia, dar știam, adică simțeam și eu. Știi, asta dacă o trimit, n-au cum să o refuze, nu o refuzau. Eu mi-am păstrat o chestie de asta, cu să știi că mai vin și zic că schimba aia, la mine nu funcționează asta, știi? Mi-am, adică, da, da, da. Îți place, dar nu. Atât. Că eu știu să-mi fac treaba cum mi fac, tu îți faci treaba ta. Dar am auzit la un moment dat că erau radiouri care sunau artiști efectiv și le dădeau sfaturi de cum ar trebui să schimbe piesele da. ca să intre în playlist. Nu, eu am fugit întotdeauna de treaba asta. Da. am mai trimis, mai trimiteam piese așa, că na, îți dai seama, mă știu cu toți, dar foarte rar, cred că foarte rar, știi ce îmi dă și mie un feedback. Nu neapărat să-mi bage piesa pe radio, știi? Ca feedback, atât mă interesa. Feedback cu unui om avizat. Bă, pare bine ce-am făcut la modul ăla. Atât. În rest, nu, niciodată n-am făcut sesiuni cu oameni în studio sau de la radio, de la nu. Nu m-a interesat și acum mai puțin mă interesează treaba asta. Că nu mai ține de ei. Ține de noi, știi? Dacă îmi place mie e de ajuns. Și la oamenii mei din studio. Că la noi nimeni nu cântă ceea ce nu place. Deci tu acum profesional ești într-un moment în care ai independență totală, da. pe care ți-ai câștigat-o foarte greu. Foarte greu. Exagerat de greu. Și cu multă muncă și perseverență. Dacă ar fi să dai un sfat acum pentru ăștia care s-apucă de muzică deci, și vor ar... să rupă tot. Deci dacă ar fi să dau un sfat, sfatul meu e în felul următor. Așa. Păi în microfon Vorbiți în microfon. Nu, dar aici, na. Așa. Bă, în primul rând să fie sincer cu ei. Să nu cânte niciodată ceea ce nu fac. Mamă, ce problemă asta, ai atins aici. Deci fii atent. Asta, e, asta, le spun la toți. Am primit un demo de la un copil acum două zile în care Îți citezi mesajul cel mai bine că e sau dacă vrei să-l dau ție să-l citești. Citește-l, citește-l trebuie să-l găsesc. Stai o secundă. Da? Baboia, să avem și momentul de sponsor. Te rog eu mult. <laughs> nu l să nu uităm. Apropo, am, am, vorbit prea mult? Nu, no, nu, no, nu. No. Apropo, cât caută boierul mesajul, Mulțumesc uh, mulțumesc Asus Rog. Deci, fii atent. Pentru sprijin și pentru sponsorizarea podcastului ăsta. L-am găsit. Așa. Îți zic? Ia zi. Deci fii atent. Îl și salut pe ăsta mic, că eu i-am dat un sfat bun și sincer. Mi-a salut, știi, eu fac muzică de mult timp, îmi place ceea ce fac, dar am muncit mult pentru niște oameni care mi-au șters piesele, nu am înțeles cu ei, așa. De aceea m-am gândit să apelez la tine, poate mă ajut să cresc în muzică și să devin ceva, ceva. Aș fi recunoscător. Nu am o situație chiar foarte bună, am 16 operații și cu banii stau foarte prost. De aceea am și devenit bătaie de joc a multă lume. Aș rămâne recunoscător să fiu ajutat de tine și să-i mulțumi. I-am lăsat mail zic, lasă-mi un mail cu ceva demo. Sâmbătă. Mi-a mai dat niște mesaje, i-am scris că e sâmbătă, că ajung luni la studio, e weekend, vorbim luni, așa, ok, te puțin să te anunț că piesa e trasă la microfon, zic, nu contează că sunt producător și știu să ascult. I-am am ascultat. Nu mă ocup cu stilul asta de muzică, că nu era tocmai pe stilul meu de muzică. Stilul fiind care? Un ego trap. Eu așa îi zic ego la trap. Da. Okay. Așa. Măcar să mă ajut cu un sfat, să mă lansez rapid sau să apelez la cineva. Spre yes, păi nu mă pricep așa un sfat dacă ar fi să-ți dau, să cânți despre ceea ce simți tu. Nu despre târfe, pizde și droguri despre asta cânta el. Că după fața ta nu te văd să ai pis de droguri și să fuți 10 femei. În același timp. Și omul mi-a scris, asta e o jignire, să înțeleg. Și am scris, nu este nicio jignire. Majoritatea artiștilor mari au prins pentru că sunt reali. Și vorbesc despre ce fac ei și despre trăirile lor și despre simțirile lor. Pentru că așa este. Înțelegi? Unul când a cântat ceva și poate n-a făcut aia, a crezut în aia. Știi? Și că, păi, dacă luați omul după față, e clar. Eu sunt destul de real. Nu mă cunoști personal, să știi cum stă în realitate. În condițiile zis, în zis, care omul zis. mai care și pe operații, că nu are bani și că e milog. Între ghilimele. Da. Știi? Și i-am scris, pe păi mai sus mi scris de operații și că stai prost cu banii și aici când despre târfe, bani și droguri. Eu ți-am dat un sfat prietenesc. Înțelegi? Despre asta e vorba. toți cântă de ce aud afară. Îi afară asta fac. Păi XXX te da tațiună la un pușcată ăia pe stradă. Puia când cânta de undeva în Balcan, el aia trăia. El e românul ăla clasic. Știi ce zic? Toți. Când au cântat de foame de bani, foame de bani era o piesă reală, ruptă din viața lor. Toate piesele sunt din viețile oamenilor cumva sau rezonează oamenii cu ei, te cred. Dacă oamenii, dacă tu nu te crezi, îi acum vrei să te creadă. Eu asta am pățit eu, eu asta spun din propria experiență. Eu, în perioada 2012-2015, Eram, exact cum ai zis tu, un treaba aia cu radio, facem piese de radio, bam, 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 am făcut switch-ul ăsta, am făcut o piesă cu Mărgineanu, am făcut o piesă cu Fly Project, pentru mine, proiectul meu, Băier Bibescu, am făcut o piesă cu Negruțu, nu funcționa, am făcut o piesă la un moment dat cu Alex Vela în 2015, foarte mișto, unde vorbeam de dragoste, eram pretty boy, eu gras de 110 kg, piesa a rupt, când era velea pe ea, pă, el credea oamenii, înțelegi? Adică el a luat-o hype că era și normal. Și atunci mă uitam în top 10 Media și eu stăteam sâmbătă acasă și dormeam. <laughs> Dar eram în top 10 Media forest, mă postam și zic, bă, eu nu sunt ăsta. Eu sunt din cartier, eu simt altceva. Eu nu simt să cânt astea. De ce cânt astea? Dacă nici măcar nu mă ajută la nimic. Și în momentul ăla n-am mai făcut nimic. Comercial. De momentul ăla, într-un de zile, am ajuns să aveam concerte pe bilete. Am făcut piesa aia de care ziceam Hazuto Babasu, care a fost prima piesă pe care am simțit-o cu tot din adinsul. Și-o arătam la oameni prin jurul meu și ziceam, băi, prea dubioasă. Ce e tema asta? Monstri. Asta simt eu. A rupt. Are... 50 de milioane piesa aia pe două canale. Are vreo 35 de milioane la mine și pe încă un canal încă vreo 15 milioane de vizualizări. A spart pe India, până ca să vezi vibe -ul. După care am scos toată harta. Dacă o știi, cu Gianu, cu Stress și cu El Nino. A rupt și aia, a fost locul 1 în trending. <coughs> și zic, bă, asta sunt eu, mă. Aici simt eu, asta simt eu să fac. Știi? Și eu am funcționat dar abia atunci cu adevărat. Eu atunci nu eram eu cu adevărat. Eu făceam din punctul de vedere al producătorului din mine muzica pentru mine, nu a artistului. Înțelegi? Și atunci a fost o greșeală. Mă tratam ca pe un produs. Cum îi fac lui produsul ăsta, Boier Bibescu, să-l duc la radio? Așa. Păi stai mă, că ăsta degeaba îl duci tu la radio, mă, că n-are de câștigat. Și atunci mi-am dat seama, bă, în perioada mi-am dat seama, bă, chestiile speciale prind întotdeauna. Eu sunt bun la a face chestii speciale și altceva Eu trebuie să inventez chestii. La mine nu funcționează. Dacă eu mă apuc mâine să fac o piesă ca lucrare la Dreams, poate că ți-o fac mai bine ca producție, dar nu funcționează de la mine. Că nu sunt eu ăla. Știi? La mine funcționează altceva. Ca paranteză, Carla's Dreams e foarte bine produs. Monstru! Păi aia zic, e stilul lui, a venit cu ceva lui. Nu mai exista nimeni ca el. Deși acum sunt 70 de Carla's Dreams. Oh, Știi? Băi, eu vreau să fac cu Carla's Dreams și am tot încercat să intru în contact cu el. Doar că are un state of mind ăsta. <coughs> nu cred că vrea să... Nu cred că vrea să vină sau dacă o să vină. Principalul motiv pentru care vreau să fac cu Carla's Dreams... Este că el a dat un trend, din nou, a fost trend trendsetter, exact evident, cum ai spus, evident. o grămadă de carla, Carla's Dreams și mi se pare că e un moment de asta așa, cel puțin la nivel de mainstream, de ascultător de masă, de muzică, de oameni care au cam uitat că ele e mm, Nu, cred că a uitat nimeni. Sincer. Să schimbă generațiile cu viteză schimb, mai mare. Păi să schimbă generațiile. Asta nu înseamnă că au uitat oamenii. N-a uitat nimeni, crede-mă. Carla's Dreams va rămâne Carla Dreams orice s-ar întâmpla. Și o, mai ales și că pe lângă proiectul Carla Dreams e și el, mega personaj. Ceea ce este, este. aici e încă o chestie. Că de-aia sunt proiecte de-astea care vin și pleacă. Pentru că la un artist nu e vorba doar despre talent. Și tu știi ce zic. Oh trebuie să fii și personaj ca să spargi ecranul ăla. Că dacă n-ai spart ecranul, ai o piesă, când s-a consumat piesa, ești după colțul ăsta, știi? Iar ai piesă, iar ești sus, iar n-ai piesă, iar ești jos. Când ești artist și ești un personaj și te știu oamenii, e greu să mai pici. Ceea ce o să întâmple la Teo, mai vorbim și peste 10 ani, o să vezi. Teo e artistul personajului. Eu nu știu dacă o să mai fie aproximativ discuții peste 10 ani. Nu contează, vorbim până sateliți atunci ne trimitem de alea, ca Roger, știi, ca bancul ăla, știi bancul cu, poți să zic un banc? Mamă, deci s-a ajuns la nivelul la care nu mai avem ce discuta și vorbim, nu, zicem bancul nu, nu, Hai mă, zi nu, banc. Nu că e tare rău. Într-un tren, președintele Americii, președintele Germaniei și președintele României. Și acum președintele bă, zi Americii s-a ceva din telefon, ting, din pac, a primit un mail, mamă, mail. Președintele Germaniei, la ureche, du, pac, a primit un telefon, apasă pe ureche, vorbește. Ia uite, președintele României, C ce? Ce ați pățit? Am primit un fax. <laughs> Așa și noi cu asta, da, aia zic. O, deci asta e ca aia da. clasică. Bă, deci era un moș extraordinar, nu știu, a avut TVR o perioadă în care făceau reportaje de astea pe, 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 teren și când a fost eclipsa aia din 99 sau când naiba a fost, luau interviuri pe stradă. Și era și teoria aia că gata, vine sfârșitul lumii. Wow. Și l-a întrebat pe un moș. Ce ați face dacă vine sfârșitul lumii? Păi ce bani au făcut ea cu ochelarii de eclipsă? o. Și bă, bagnotele alea și de bagnotele 2000. alea de... Acum scumpe! Am 10. Mai oh. Maică-mea a păstrat atunci. Le-a strâns atunci. Bun. Și îl întreabă pe moșul Ce ați face dacă vine sfârșitul lumii? La care moșul zice, nu m-aș îngrijora absolut deloc. Wow. De ce? Pentru că România oricum e cu 100 de ani în, în apoi a restului lumii, așa că dacă vine eclipsa acum în restul lumii, în România vine peste 100 de ani. Eu într-o de wow. sunt oricum oale și ulcele. Și copiii mei wow. o să fie bine. M-am rupt. Aru! Aru! Ok! A rupt. Da. Băi, mersi mult că ai venit. Băi, eu îți mulțumesc că m-ai invitat și. Uh, big up! Mă bucur că. Da, big up, intrați pe canalul de YouTube. Big nu, up. Gen big up, vorba. Și vorba și canalul. Da. Uh, Băi, Bibescu este unul din producătorii mei preferați de muzică din România. Așa ai început, așa ai vrut să termin. Așa am început, așa am vrut să termin. Unul, pentru că e constant, pentru că e foarte true, pentru că e un om care iubește muzica universal și mi s-a arătat în timp foarte clar că de fiecare dată când era chestii care chiar nu sunt zona lui de confort muzical, înțelege despre ce e vorba și poate să-ți dea un feedback cât se poate de on point, și îmi place foarte mult chestia asta. Stai să avem și cuvântul de la sponsor. Mamă, deci mă, mă taie asus <gri> Nu că mă taie asusul. Doamne frește, nu mă taie, dar this is cool. Au lansat Asus, apropo. Laptopul pe care ți-am arătat piesele alea sunt, e dat tot de Asus, face oh. parte tot din seria asta ROG. Blana. Ăla e cu procesor AMD seria 5400, merge de înțepenești. Ăsta e laptop nou lansat de Asus, uh, care e cu Intel. E Core Are. i9 ă, păi 12.900. Fac și plăci video? Bos. Deci este Nvidia RTX 3070 tu care e de gaming. Bă, astea sunt laptopuri de gaming. Am înțeles. Asta dacă lei rulează absolut orice. Până, nu facem poate video. vorbim să ne luăm și noi niște plăci video. Da, știu ce zici cu plăcile video. Cred că e mai avantajos să iei laptopul direct cu placă video pe el. Noi cumva Sau așa, așa ne facem. Da. <laughs> De cumva așa ne-am făcut uh, proiectul Are. și display-ul e de 165 de herți, adică refresh-ul nu te dor ochii, Blana. dar la 120 de herți în sus n-ai nicio treabă, la 165 mm. de herți este avion, experiența perfectă de gaming. Uh, doar de la băieții ăștia de la Asus Republic of Gamers, ăsta e modelul M16, da da, mă uitam, ca să nu le încurc, Are. că eu am ROG Zephyrus. Și mersi mult Asus pentru susținerea podcastului uh, Aproximativ discuții. Mersi mult Boeru, că ai venit. Mulțumesc și eu de invitație. Primul și ultimul podcast și... la care vi uh, s-ar putea să mai merg la unul, dar nu să știe. m mai gândit Nu, 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 că mi-ai zis, nu, nu, <hie> da. nu, nu. E de mers la ala. Foarte important. Dacă mai vreți un episod cu Boer Bibescu, care să fie strict pe povești de astea dubioase din studio da. și de pe scenă. Da. Bă, are o colecție Boer. Am multe rău de tot. Eu râd de mă piș pe mine, de da. Câte ori mi le zice. Putem să mai facem asta. Doi, dacă vreți să facem, să reacționăm la demourile voastre, dacă vă ocupați cu muzică. Și demouri, da, cu feedback, da, pe bune, pe exact. corecte. Dar fără răsuciri de șuruburi emoționale cu sunt amărât, dacă când despre pizde. Da ca să o lămurim. Adică să fie pe corecte, Demourile să fie pe corecte, feedback-ul să fie pe corecte. Lăsați în comentarii și o să facem asta în studioul nou al lui Boeru, care arată science fiction total. O zeneu. Eu mă pregătesc când vin extraterestri. Eu îți spun că după război urmează extraterestri. Țineți minte. Tot ce e posibil. Sau descoperim în sfârșit civilizația care locuiește în centrul pământului. Aia e care trebuie. Asta. Aia care trebuie. <laughs> uh... Și mai era o chestie pe care voiam să o spun. Ah! Uite ce mi-a fugit ideea. Uh, am zis asta, am zis cu reactul, uh, Băi, și era foarte important. Cu da, mă! Foarte bine, bravo, baboia! Și pentru că a rămas restant de la podcastul cu Teo cu clipul cu boieru ăla dubios, cu o cântare extrem de dubioasă. Ultima mea cântare